Estou de saúde. Bună dimineața, mai avem un minut, acum și încep. Ah, mai avem un minut. Bună dimineața, domnul Coșocaru. Bună dimineața. Slavă, salut! Domnul Tighineanu e aici și domnul Naicu e tot pe aici. Da, bună dimineața! Toți suntem Salut, prezenți. salut, domn președinte. Da, bună ziua la toți! Salut, Mihai! Bună ziua, începem, da. Sau, bună de fapt, ziua. Secția conduce. Secția conduce, da. Conducem împreună, domnul director. Da, bună ziua, doamna vicepreședinte. Bună ziua încă o dată. Deci, începem audierile proiectelor de la realizate în cadrul Institutului de Fizică Aplicată în ședința comună a Consiliului Științific al Institutului și a adunării generale a secției. Deci, îl avem, după cum ați remarcat, în calitate de membru a secției pe președintele Academiei Ion Tighineanu. Domnul academician, vă rugăm la început de sesiune câteva cuvinte. Da, vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte, stimați colegi, bună dimineața. Este a doua zi de iarnă, dar vedeți, deasupra Chișineului avem soare și asta de ce? Fiindcă astăzi Institutul de Fizică Aplicată vine cu rapoartele științifice pe proiectele realizate anul curent în cadrul programului de stat. Vreau să menționez că este deja a patra zi în care audiem rapoartele. Au fost și prezentări excelente și am evidențiat și rezultate foarte interesante, frumoase și eu sunt sigur că astăzi, în cadrul Institutului de Fizică Aplicată, vor fi, desigur, prezentate rezultate care vor fi în perioada următoare diseminate pentru a convinge și guvernarea și societatea că comunitatea științifică, chiar în pofida pandemiei, în pofida finanțării destul de modeste, lucrează și își face datoria. Vreau să vă atrag atenția că în timpul apropiat vom organiza o conferință în cadrul căreia vom discuta recomandările summitului de la Glasgow, summitul care a avut loc în prima jumătate a lunii noiembrie și unde s-au discutat impactul schimbărilor climatice. Au fost deja publicate documente, am participat chiar la un eveniment, desigur, online și eu cred că mulți de la Institutul de Fizică Aplicată vor participa, vom invita, desigur, și experți de peste hotare să se expună. Sunt probleme care sunt importante nu doar pentru Republica Moldova, dar eu aș spune pentru toată omenirea. În numele Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, vă felicit cu ocazia raportării în cadrul programului de stat, etapa anului 2021. Vă doresc mult succes și, desigur, multă, multă sănătate. Este foarte important să avem grijă de sănătate, fiindcă pandemia continuă și coronavirusul până când nu prea dorește să plece de la noi pe alte planete.
O zi bună în continuare. Mult succes. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte, academician Tighineanu. Acum îl rog pe domnul director, doctor habilitat Mihai Macovei, să ne prezinte cine va fi primul raportor. Da, vă mulțumesc, doamna vicepreședinte, deci, stimate domnule președinte, stimate doamna vicepreședinte, stimați colegi. Deci, tradiția, de fapt, la Institutul Fizic Aplicat să începe cu astăzi, este o zi mare pentru noi, deci ce ține de raportarea rezultatelor pentru 2021. Și deci avem pe agenda 8 proiecte la programul de stat și unul la programul bilaterale, deci în total 9 proiecte. Raportarea va fi 7-10 minute plus câteva minute la întrebări. Dacă sunt, vă rog să fiți toți în timp ca să reușim și să fie coerent. Și deci primul raport este proiectul lui domnului academician Arușanov, dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economice accesibile. Vă rog prezentarea. Deci, prezintă doamna Elena. Vreau să-mi confirmați că se vede ecranul meu. Da, se vede. Faceți ecranul întreg. Da, e ok. Vă rog, Elena. Da. Ok, deci se prezintă raportul la proiectul... Mai tare, dacă se poate. Se prezintă raportul la proiectul dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile. Deci proiectul face parte din prioritatea strategică competitivitate economică și tehnologii inovative. Cifrul proiectului este afișat la ecran. Deci, per general, scopul proiectului constă în obținerea de noi materiale și dezvoltarea unor noi tehnologii performante în beneficiul societății, iar scopul etapei de referință pentru anul 2021 constă în elaborarea tehnologiilor de formare a heterojuncțiunii argint, cupru, zinc, cadmiu, staniu, sulselen 4 și cadmiu-S în baza straturilor subțiri de tip chesterit de diverse compoziții, precum și a schemelor optice pentru înregistrarea holografică directă. Deci, printre obiectivele principale ale acestei etape se enumeră investigarea proprietăților optice și electrice ale compușilor de tip chesterit sub diverse forme, studierea proceselor de formare a heterojuncțiunii respective în baza straturilor subțiri de tip chesterit cu diverse compoziții, elaborarea nanomultistraturilor din sticle calcogenice și straturi subțiri de azopolimeri pentru înregistrare optică și holografică digitală, precum și investigarea proprietăților anizotrope ale nanomultistraturilor obținute. Deci, printre rezultatele preconizate pentru etapa anului 2021, se afla studiul proprietăților electrice și optice ale unei clase largi compuși de tip chesterit și aprecierea potențialului acestora pentru utilizare în calitate de absorbant în structuri fotovoltaice, optimizarea tehnologiilor de formare heterojuncțiunilor pe bază de chesterit cu diverse compoziții, obținerea nanomultistraturilor din sticle calcogenice și straturi subțiri de azopolimer pentru înregistrare optică și holografică digitală, precum și publicarea rezultatelor. Noi planificasem în peste 15 jurnale, proceeding-uri și abstracte ale conferințelor, precum și prezentarea acestora în cadrul conferințelor naționale și internaționale. Deci, să procedim la prezentarea principalelor rezultate obținute în anul 2021. Deci, după cum și a fost planificat, au fost măsurate dependențele de temperatură ale rezistivității diferitor probe de tip chesterit, atât în absența cât și în prezența câmpului magnetic. Deci, în particular, a fost investigată rezistivitatea soluțiilor solide de cupru 2, zinc, staniu, suf, selen 4, cu diferit conținut de suf și selen, deci într-un interval larg de temperatură. O atenție sporită în cazul acestor
probe a fost oferită studiul influenței dizordinii cationice asupra proprietăților electronice ale materialului. Astfel a fost observat un comportament neobișnuit al dependenților rezistivității de temperatură, care a fost interpretat ca fiind o imagine determinată de comportamentul parametrului care descrie gradul dezordinii structurare Q. Deci, în figura atașată se observă dependența parametrului Q de compoziția probei și rezultatele obținute în cadrul acestui studiu ne-au permis să concluzionăm că anume dezordinea structurală în substructura cupru-zinc este probabil factorul decisiv responsabil pentru apariția benzii acceptoare și a mecanismelor complicate de transfer al sarcinilor observate în copușii de acest tip. Pe de altă parte, au fost măsurate și analizate detaliate dependențele de temperatură ale rezistivității și magnetorezistivității diferitor monocristale de cupru 2, zinc, cadmiu, staniu, S4. Ideea incorporării cadmiului în rețeaua de cupru, zinc, staniu, S4 urmărea descreșterea concentrației defectelor dăunătoare de cupru, zinc, adică a parametrului a concentrației acceptorilor, prin minimizarea, desigur, a deficitului de zinc. Dar în urma investigațiilor s-a obținut că valoarea concentrației acceptorilor în probele cu conținut de cadmiu este comparabilă cu cea din alte materiale de tip chesterit, care nu conțin cadmiu, desigur, și astfel prezența cadmiului nu determină nicio îmbunătățire a spectrului defectelor de locațiune în cupru zinc, de cupru zinc în cupru zinc staniu S4, după cum era menționat în multe studii anterioare. Totodată a fost inițiat și procesul de studiu al proprietăților optice ale soluțiilor solide cupru 2, zinc, germaniu, siliciu, selen 4. Au obținute spectrele Raman și spectrele elipsometrice ale câtorva probe din această serie. Deci spectrele Raman au arătat o omogenitate destul de înaltă a probelor structurală, iar spectrele elipsometrice datele experimentale au fost analizate cu ajutorul modelului teoretic cu trei faze. Deci datele sunt încă în curs de analiză. Totodată au fost obținute și investigate straturi subțiri de argint, cupru, zinc, staniu, S4 pentru a fi utilizate în heterojoncțiuni pentru celule solare. Deci au fost obținute straturi cu diferită concentrație de argint. Acestea au fost obținute prin pulverizare la o temperatură a substratului de 266-276 grade Celsius. Straturile respective au fost depuse în 9 cicluri, câte 7 secunde fiecare, și în imagele în rândul de sus, deci observăm evoluția suprafețelor filmelor în dependență de conținutul de argint, iar în imaginile de mai jos, topografia este ilustrată tipografia ciclurilor de depunere ale acestora la diferite magnitudini. Conform rezultatelor, s-a obținut o cea mai mare eficiență pentru straturile depuse anterior cu conținut de argint de 5 și 10%. Deci acestea au fost folosite ulterior pentru încorporarea într-o structură fotovoltaică, pentru care au fost măsurate caracteristicile de sarcină corespunzător, și cea mai mare eficiență pentru o structură respectivă de 2,6% a fost atinsă în cadrul heterostructurii cu strat absorbant de argint cu conținut de argint de 10%. De asemenea, a fost obținut un nou azopolimer fotosensibil. Structura acestuia este ilustrată în figura din stânga ecranului. Deci, și respectiv, alăturat este ilustrat spectrul de transmitanță azopolimerului respectiv. Deci, în conformitate cu spectrul de transmitanță, pentru lungimea de undă de 473 nanometri, transmitanța este de 19% și pentru o lungime de undă de 532 nanometri, transmitanța azopolimerului este de 65%.
Grosimea filmului obținut a fost determinată utilizând microscopul interferometric digital și pentru procesarea de înaltă precizie a interferogramelor a fost folosit un software, OpticMeter, care a fost elaborat la etapa de referință. Deci, înregistrarea holografică pe azopolimerul menționat a fost realizată în trei configurații ale sistemului optic. Desigur, cu obținerea diferitor perioade ale rețelei de difracție și diferite proprietăți. Ca un rezumat asupra rezultatelor obținute pentru principalele rezultate obținute în anul 2021, deci au fost obținute date noi despre proprietățile de transport ale compușilor cupru, zinc, staniu, sulf, selen 4 și corelația acestora cu proprietățile structurale. Toate rezultatele legate de acest subiect au fost documentate în jurnal cu impact factor 5,28. De asemenea, au fost obținute heterojuncțiuni cu eficiența de 2,6% pe bază de strat de material de tip chesterit. Și au fost obținute celule solare experimentale de cost redus, cu sensibilitate crescută, regiunea spectrală ultraviolet. Deci, rezultatele au fost documentate, de asemenea, prin publicarea în jurnalul Surface Engineering of Applied Electrochemistry. Deci, au fost obținute, de asemenea, straturi subțiri experimentale de azopolimer nou. Datele au fost documentate prin prezentarea la conferințe internaționale și a fost elaborat un software OpticMeter, care a fost utilizat pentru procesarea de înaltă precizie a interferogramelor. Deci, legat de nivelul de finanțare a proiectului, pentru etapa de referință a fost planificat în total 2.617.000 lei, deci, care au fost distribuiți pe diferite coduri economice. Deci, în proporție de 76%, banii au fost atribuiți remunerării muncii angajaților, respectiv un procentaj mai mic a revenit contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatoriu, respectiv au fost plătite indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, au fost procurate materiale de uz gospodăresc și pentru scopuri didactice și respectiv un procentaj de 0,004 a fost atribuite serviciilor editoriale. Deci bugetul alocat a fost executat în proporție de mai mult de 97% până la moment. Pentru realizarea sarcinilor stabilite în scopul atingerii obiectivelor, realizării obiectivelor etapei de referință, a fost folosită infrastructura atât a laboratoarelor Institutului de Fizică Aplicată, dar și infrastructura unităților de cercetare din țară și de peste hotare, așa ca Spania, Germania, Spania, Finlanda, Belarus, Rusia, cu care echipa de cercetare a proiectului colaborează. Deci, mai jos sunt listate un șir de instalații care au fost folosite pentru studiul probelor de tip chesterit, a straturilor subțiri și altor materiale care au constituit scopul acestei etape. Deci echipa noastră este formată atât din cercetători experimentați, care, desigur, participă activ în procesul de transfer de cunoștințe cercetătorilor mai tineri. Procentajul de tineri în echipa noastră constituie 26,92 la moment, la momentul de raportare, și senior, respectiv, 73%. Deci, în cadrul echipei avem un doctorant, la moment, care desfășoară studiile de doctorat, și o masterandă. La nivel de colaborare națională și internațională, deci echipa de cercetare a colaborat destul de strâns cu centre și universități și centre de cercetare din Spania, Germania, Rusia, Belarus, Finlanda, Norvegia și altele.
Iar la nivel național, echipa proiectului a colaborat în scop atât științific cât și didactic cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat a Moldovei și Institutul de Inginerie, Inginerie Electronică și Nanotehnologii. Rezultatele obținute pe parcursul perioadei de referință au fost prezentate la 6 conferințe internaționale, deci care au avut loc în străinătate și internaționale care au avut loc în Republica Moldova. Prezentările au fost făcute atât sub formă de orală, cât și sub formă de poster. De asemenea, au fost publicate 6 articole în reviste cotate cu impact factor înalt. Rezultatele cercetării realizate pe parcursul acestui an au fost prezentate și în articole din alte reviste din străinătate recunoscute, 6 la număr, și au fost publicate în tezele conferințelor științifice internaționale, 5 la număr. Deci, concluzii generale, pe parcursul anului de referință au fost realizate toate obiectivele de cercetare stabilite pe alocuri și au fost realizate și cercetări adiționale. Calitatea înaltă a rezultatelor obținute pe parcursul anului este demonstrată prin publicarea acestora în reviste științifice recenzate cu factor de impact înalt, alte jurnale recunoscute în străinătate, tezele conferințelor și pe prezentarea lor în cadrul mai multor conferințe internaționale și, de asemenea, resursele financiare alocate au fost valorificate în proporție de peste 97% la moment. Raportul de plin al proiectului pentru etapa anului 2021 poate fi accesat pe pagina electronică a IFA. Și vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Hașdeu. Vă rog, dacă sunt întrebări la subiect, vă rog, vă scoateți anșe la ecran. Deci, în tipul ăsta, cine are întrebări? Dacă se poate, aș vrea eu să pun o întrebare. Da, vă rog, doamna vicepreședinte. A fost menționat în raport și în prezentare că măsurările s-au făcut în mai multe țări, Finlanda, Spania, Germania, Belarus. Pe de altă parte, deci din proiecte nu au fost alocați bani pentru delegații. Cum ați reușit să faceți aceste măsurări? Deci ne-am bazat pe relațiile bune cu diaspora noastră. Avem în echipă cercetători care la moment își fac stagiu de practică sau au fost relocați temporar în alte centre de cercetare și deci, iată, cu ajutorul lor am reușit să facem unele măsurători pe care nu avem posibilitatea să le facem la fel de calitativ sau chiar de fel la noi în țară. Da, vă mulțumesc. Și aș vrea să mai menționez că din multitudine de rapoarte care am reușit să le citesc până acum, inclusiv toate cele ale Institutului de Fizică Aplicată, proiectul dumneavoastră este unicul care la rubrica dificultăți menționează că nu a întâlnit niciun fel de dificultăți. Îmi rămâne doar să vă felicit pentru aceasta, fiindcă toți ceilalți, nu doar pentru aceasta, dar și pentru rezultatele obținute, desigur, dar alți cercetători s-au plâns pe mai multe dificultăți, inclusiv faptul că condițiile de pandemie au impus anumite restricții, iar cercetările experimentale nu pot fi făcute la distanță, etc., etc. Dumneavoastră ați reușit, rămâne doar să ne bucurăm pentru aceasta. Vă mulțumesc! Ne-am străduit să ne acomodăm situația într-o lume nouă, într-o lume nouă al situației. Da, vă mulțumesc mult! Alte întrebări, vă rog? Dacă nu sunt, atunci domnul profesor Ursachis va citi probabil decizia finală a recenzenților. Da, vă rog. Da, mulțumesc, domnul Macovei, dar înainte de a trece la analiza
avizelor experților, aș vrea să mă opresc puțin asupra procesului de evaluare ca atare. Și se vede ecranul? Da. Se vede ecranul. Deci, realitatea este aceea că noi nu avem prea multe capacități de evaluare. Noi suntem puțini și tot noi suntem și experți. De aceea, secția maximum ce poate face, asta trimite la doi experți. Iar opiniile experților pot fi diferite. Deci, analiza arată că chiar pe același proiect, un expert poate evalua înalt, altul poate evalua mai modest. Deci, cu atât mai mult atunci când un proiect este trimis la doi experți care au opiniile lor, deci, din nou, gradul de subiectivitate este destul de mare. De aceea, birou secție a propus ca, în afară de evaluarele care le fac experții, să fie propus și să fie luați în considerare și niște parametri măsurabili care ar putea fi aplicat la toate proiectele în aceeași măsură, astfel ca cumva, într-o oricare măsură, să fie diminuată această discrepanță dintre opiniile experților, adică gradul de subiectivitate. Și de evident că la primul criteriu atingerea scopului este dificil de a introduce niște parametri măsurabili. Aici deci totul este pe responsabilitatea expertului care trebuie să deci decizia lui dacă au fost atinse obiectivele, scopul sau nu au fost atinse, în ce măsură. Iar acolo unde este posibil, de exemplu la criteriul 2, unde este vorba de diseminare rezultate, adică de publicațiile, aici complex cu siguranță ar putea fi introduși niște parametri măsurabili. De asemenea, și la valoarea socioeconomică, acolo unde este componenta de inventică, componenta de deci implementare a rezultatelor, din nou ar putea fi introduși niște parametri măsurabili. Și deci la aceste două compartimente, compartimentul 2 și 3, au fost propuse niște formule de calcul a eficienței. Ce ține de diseminare, adică de publicații, sunt două componente, una sunt publicațiile în reviste și a doua este componenta este monografie. Cât ține publicațiile în reviste, accent biroul secției a pus accent pe lucrările care sunt publicate în revistele din baza de scopie Web of Science cu factor de impact. Asta este primul A, deci primul criteriu A. Puțin mai jos, adică chiar de două ori mai jos, sunt cotate lucrările în reviste cu din Web of Science, dar fără factor de impact și scopul. Tot aici intră și lucrări din revistele naționale de categoria A, de altfel majoritatea dintre aceste reviste de categoria A fac parte deja din scopul, din baza de date scopul sau chiar și din Web of Science la categorie Emerging. Următoarea categorie sunt revistele naționale de categorie B+, B și C. Acestea sunt al treilea, deci coeficientul 0,3 și 3. Puțin mai jos, coeficientul 0,3 și 2 este pentru alte reviste naționale, alte reviste internaționale. Tot aici intră și culegerile în conferințe internaționale. Și 0,3 și 1 coeficientul, adică de 10 ori mai mic decât în revistele cu factor de impact, sunt de acum deci tezele la conferințe și lucrările în conferințele naționale. Desigur că este necesar de a ține cont și de suma cheltuită de la bugetul de stat, deoarece unele proiecte sunt de câteva sute de mii de lei, altele sunt de câteva milioane de lei, evident că trebuie adusă la un numitor comun, astfel ca să fie niște parametri comparate. Exact așa, deci și la monografie, astea sunt monografiile editate în străinătate, de două ori mai puțin coeficientul este pentru categoriile, pentru monografiile editate în Republică, în țară și 0,3 și 2 sunt deci capitolele în monografie. Coeficientul total constă din suma acestor doi coeficiente. Exact așa, deci și pentru parametru, pentru criteriul 3, de fapt aici propunerea vine din partea Institutului de Chimie, dar și de la Universitatea Tehnică, că și aici s-ar putea introduce niște parametri măsurate.
Aici, deci, tot sunt două componente. Prima componentă este inventica și a doua componentă este implementare și materializare rezultatelor. La inventică, o pondere cea mai mare o au brevetele din străinătate. Sigur că noi avem aici puțin sau posibil că nu avem deloc. Următorul, deci, sunt brevetele din țară, cu de două ori mai mic coeficientul este pentru cererile de brevete și tot aici se ia în considerare și medalele, diplomele obținute la târguri de inventică, la deci, expoziții, etc. Din nou, deci se împarte la suma cheltuită din buget. Implementarea. Cea mai mare pondere o au, sigur, că implementările care sunt certificate prin, sunt demonstrate prin documente de implementare, prin acte de implementare și mai puțin, dar totuși sunt luate în considerare și elaborările care nu sunt certificate cu acte de implementare. Adică mostre de echipamente, produse, software, utilaje fabricate, demonstrate, etc. Substanțe și așa mai departe. Din nou, deci, coeficientul total constă din suma acestor doi coeficiente. Sigur că formulele nu sunt, evident că nu sunt ideale, cum a spus și domnul Macovei, dați să testăm și până vedem ce facem mai departe. Sigur, pot fi introduse corecții și la coeficienți, poate alți parametri de mai inclus. Acum, succint, ce arată deci, rezultatele pe instituții, în rezultatul calculului conform acestor formule care au fost circulate pe la membrii biroului secției. La Institutul de Matematică, eficiența diseminării este destul de bună, vedem, deci bine și foarte bine. Mai puține date măsurabile sunt la eficiența socioeconomică. Aici parametrii sunt destul de jos. Dar posibil că aici sau directorii de proiecte nu au descris destul de bine partea de materializare. Rezultatul de altfel în componența, deci raportul este și un compartiment care se numește materializare rezultatelor. Dar mulți directori de proiect se atârnă destul de leger așa față de acest compartiment, scrind că nu au fost deloc sau în orice caz trebuie de atras atenție unde este posibil de descris în ce constă materializarea rezultatelor. Adică ce dispozitive au fost create, câte parametri, etc. Sau o altă posibilitate este că aici să se introducă și alți parametri măsurabili care nu sunt incluși în formulă, dar care sunt specifici, să spunem, pentru Institutul de Matematică. La Institutul de Fizică Aplicată, ceea ce ține diseminarea de eficiența diseminării, lucrurile stau destul de bine. Vedem, avem două rapoarte care au coeficientul mai mare decât unitate. Deci noi am decis așa că rapoartele care au coeficientul mai mare decât unitate să fie excelent. De la 0,35 până la 1 să fie foarte bine, mai jos bine, etc. Per total, pe secții din 35 de proiecte, deci 5 proiecte sunt cu calificativul excelent, ceea ce corespunde aproximativ de 17%. Evident că nu toate proiectele pot fi, dacă e excelent, înseamnă că toate sau sunt bune sau toate sunt rele. 17% pentru excelent, cred că este destul de bine. Aici vedem că sunt rapoarte cu foarte bine, bine și doar câteva, doar două proiecte care pot fi calificate ca satisfăcător. Deci situația este foarte bună la Institutul de Fizică Aplicată prin eficiență de seminare. La eficiența socioeconomică tot nu este atât de rău, două proiecte sunt calificate ca excelent conform formulei, sunt foarte bine, sunt bine, dar sunt și satisfăcători. Evident că în rapoartele care țin de cercetări fundamentale, datele cu referință la implementări și la inventică sunt mai modeste sau chiar sunt lipse de date. Deci aceste două proiecte sunt de fapt de caracter fundamental. La Institutul de Chimie, deci, de fapt, dacă luăm pe ansamblu, cel mai bine lucruri stau la Institutul de Chimie, deoarece pe ambele criterii, și criteriul 2 și criteriul 3, lucrurile stau între bine și foarte bine, vedem aici. Sunt și la diseminare, este și excelent, foarte bine sunt 4
bine, deci este la acest institut, acest compartiment este foarte bine. Destul de bine este și compartimentul de diseminare. Institutul de electronică, la eficiență stau bine, la eficiență socială-economică, adică la implementare și inventică, lucrurile sunt satisfăcătoare. La UTM, de asemenea, lucrurile stau destul de bine pe compartimentul eficiență diseminării și stau nu rău și la eficiență socioeconomică. Destul de bine stau și la eficiența socioeconomică. La Universitate de Stat, din nou, vedem că avem un excelent la eficiență diseminării, avem 3 de bine și un proiect doar are puține publicații. Eficiența economică avem din nou excelent, avem 2 excelente, deci lucrurile tot stau nure. Mai rău stau lucrurile, posibil că raportul nu a fost perfectat destul de bine. La Institutul de Energetică satisfăcător sunt la diseminarea eficienței și puține date măsurabile sunt la implementări și inventică. IGS, de asemenea, deci satisfăcător stă la diseminare și date practic lipsesc la inventică și deci implementare. Asta este pe ansamblu ce arată formulele. Acum, deci eu o să încerc să scot ecranul, așa, și trec acum la analiza, se aude, da? Da. Da, trec acum la analiza, deci expertilor pe primul raport. Primul criteriu este atingerea scopului. Aici ambii experți au evaluat cu 5 puncte, adică cu parametrul este excelent. La diseminarea rezultatelor, un expert a apreciat cu 5 puncte, alt expert a apreciat cu 3 puncte. Deci aici vedem că este o discrepanță. Discrepanța provine din faptul că, probabil din faptul că primul expert nu a luat în considerare volumul proiectului, adică banii cheltuiți de la bugetul de stat. Al doilea expert a luat asta în calcul și a pus deci calificativul 3 bine, ceea ce de altfel corespunde cu parametrul de 0,34 obținut conform formulei de calcul, ceea ce arată bine. Și expertul spune că rezultatele studiului efectuate au fost publicate în 6 lucrări în reviste cu factori de impact, deci ceea ce a arătat și doamna Javier Ticaroș, deci, inclusiv cu factori de impact între 2 și 6, adică destul de mare, în alte 4 reviste Scopus și alte publicații, însă dat fiind suma considerabilă de 2,6 milioane de lei de la bugetul de stat, diseminarea rezultatelor este apreciată cu calificativul bine. Al treilea criteriu, diseminarea rezultatelor. Primul expert a apreciat, deci valoarea socioeconomică, primul expert a apreciat cu 4 puncte, al doilea a apreciat cu 2 puncte. Deci, din nou, vedem că este o discrepanță, este o discrepanță. Primul expert a pus accent pe perspectiva de implementare. Deci, dat fiind faptul că valoarea surselor regenerabile de energie ecologic inoficient este o direcție prioritară în dezvoltare industrială, acest proiect are perspective clare de implementare. Al doilea expert s-a oprit mai mult asupra parametrilor măsurabile, deși și el menționează că materiale și tehnologiile noi elaborate au perspectivă de implementare în convertoare fotovoltaice, medii, metode și instalații noi de înregistrare a informației optice, însă în raport lipsesc date cu privire la brevete de invenții, cereri de brevete, demonstrarea materialelor și dispozitivelor la expoziție, etc. Și deci acest expert a calificat cu 2 puncte, de altfel formula de calcul arată că date măsurabile sunt foarte puține la acest criteriu de evaluare. Participarea tinerilor, ambii experți au apreciat cu 4 puncte, adică cu calificativul foarte bine, deși ponderea tinerilor este destul de mare, doamna Hajdeu Chicaros a menționat că sunt 27%, tineri experți au găsit că sunt 30% tineri, însă ambii experți notează că
teze de doctorat și postdoctorat nu au fost susținute și din cauza asta, deci au fost nu 5 puncte, dar 4 puncte. Colaborarea internațională, evident, după cum a demonstrat și doamna Ardei Caros, este excelentă. Ambii experți au evaluat cu 5 puncte. Deci, per ansamblu, un expert a apreciat raportul cu 48 de puncte, al doilea a evaluat cu 37 de puncte, deci în mediu se primește 42 de puncte, ceea ce corespunde calificativului foarte bine. Doamna Cojocaru? Vă mulțumesc, domnul Ursache. Deci, avem prezenți membri ai secției, atât din cadrul Institutului de Fizică Aplicată, cât și din alte institute, Institutul de Chimie, Institutul de Matematică și Informatică, Universitatea Tehnică. Deci, propunerea este de a aprecia acest raport cu calificativul foarte bine. Dacă cineva din membrii secției, membrii adunării generale a secției, are o opinie diferită de cea propusă, vă rog să conectați microfoanele și să exprimați opinia dumneavoastră. Nu sunt, deci raportul este evaluat cu calificativul foarte bine. Felicitări echipei proiectului, dar înainte de a-l ruga pe domnul director să prezinte următorul raportor, aș vrea să spun două cuvinte referitor la rubrica aceasta cu materializarea rezultatelor. Deci sunt cercetări fundamentale, cercetări teoretice, unde este foarte greu să completez cu ceva această rubrică. Pe de altă parte, deci eu am citit un draft al raportului de audit a Curții de Conturi, deci auditul a fost făcut vis-a-vis de realizarea proiectelor din cadrul programelor de stat și acolo se menționează că, iată, din toată multitudinea de proiecte care ei le-au examinat, inclusiv și cele de la Institutul de Fizică Aplicată, au găsit o singură implementare de la Institutul de Chimie și mai mult nimic. Și suntem așa dur criticați acolo că nu urmărim ce se întâmplă mai departe cu rezultatele noastre, nu contribuim la faptul ca ele să-și găsească un utilizator final. Deci pentru a evita, zicem, pe viitor astfel de abordări, vin cu apelul acolo unde este posibil totuși să atrageți atenție și la acest moment. Sunt saloane, târguri, recent a fost și expoziția InfoInvent. Din cauza pandemiei avem și o posibilitate care nu era până acum să participăm în mod virtual. Deci vă rog să atrageți atenția la această componentă. Vă mulțumesc, felicitări încă o dată echipei proiectului. Domnul director, vă rog să preluați dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte. Următorul raport este proiectul domnului academician, condus de domnul academician Mircea Bologa, intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpul electric și electromagnetic și cavitaționale, aplicativitatea. Vă rog, domnule academician. Stimați colegi, mă auziți? Da. Stimați colegi, mă voi referi la intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale. Scopul fiind intensificarea transferului de căldură electroconvectiv și la transformări de fază,
refularea, pomparea agenților termici, procesarea, dispersarea mediilor polifazice, prelucrarea produselor secundare industriale, vegetale, prelucrarea materialelor în strat magnetofluidizat și degradarea poluanților, aspectul ecologic. Obiectivele, rezultatele preconizate, rezultatele principale sunt întru totul în concordanță cu cele planificate și o să trec la rezultate concrete, la rezultate cuantificabile. Vorbesc în primul rând despre sisteme electrohidrodinamice de evaporare-condensare. Sunt schimbătoarele de căldură cele mai moderne, cele mai eficiente. Vorbesc de un circuit închis și principalul este de a ridica, de a majora caracteristicile acestor sisteme. S-au determinat caracteristicile privind transferul de căldură, rezistența termică, rolul spirelor, evaporatorul și condensatorul sunt legate prin spire. Aceasta este partea unde acționează câmpul electric. S-au determinat rolul spirelor și intensificarea transferului de căldură. Principala zonă este zona aplicării căldurii, evaporării, fierberea. În acest aspect s-a cercetat transferul de căldură la fierbere pe suprafețe rugoase. Rugozitatea s-a aplicat prin metoda Institutului de Fizică Aplicată, prin alierea cu scântei. Acesta este profilul. S-au generalizat rezultatele transferului de căldură, s-au propus formulele de calcul și principalul este de a asigura circulația agenților termici în aceste sisteme și s-au studiat convertizoarele electrohidrodinamice, dispozitive absolut statice cu diferite sisteme de electrozi. Aici sunt trei etape. Acest dispozitiv conține 30 de etape. S-au studiat caracteristicile principale: presiune, tensiune înaltă, presiune debit, rolul treptelor, distanța dintre trepte. S-a cercetat rolul numărul de trepte, o treaptă, două trepte, rolul distanțelor dintre trepte, rolul interstițiului dintre electrozi, funcționalitatea. Sunt posibilități de o intensificare majoră a transferului de căldură, sunt dispozitive absolut statice și merită o mare atenție. Ce prezintă procesarea? Vorbesc despre dispersarea cavitațională. Atrag atenția la trei regimuri. Regimuri cu faze discrete. La mărirea vitezei avem zona supercavitațională și cea mai principală este regimul auto-oscilant. Acest regim observat și determinat de noi este cel mai atrăgător din punct de vedere atât științific cât și aplicativ. În baza acestui fenomen a fost inițiat și realizat un proiect european. Acum este în derulare al doilea proiect. Este vorba, europenii văd motoarele cu detonare pulsativă,
motoarele de generație anilor 2050 lucrează la perspectivă, ne mândrim, în privința intereselor noastre, acest fenomen va fi folosit la rafinarea uleiurilor vegetale. Alt domeniu este prelucrarea produselor lactate secundare, în special a zerului, la diferite densități a curentului electric, caracterul electroizomerizării lactozei în lactuloză și extracției proteinelor în complexul proteico-mineral este diferit, o creștere lentă cu timpul, și în primele 5-10 minute, practic, este asigurată extracția maximă. Un moment interesant este prelucrarea preventivă a zerului în strat magnetofluidizat. Aceasta este cartina, tabloul în lipsa stratului magnetofluidizat și în prezența stratului mobilizat. Este o tehnologie de perspectivă, sperăm în timpul apropiat vom ajunge și la etapa realizărilor practice. Al domeniu este electroplasmoliza comună cu preparat fermentativ. S-a tratat gutuile ca un subiect foarte greu de tratat. Câteva momente. Rolul fărămițării, controlul, fărămițarea undeva 5-6-1-2 mm cea mai efectivă, rolul energiei specifice a plasmolisei, presarea pulpei și presarea tescovinei. O creștere undeva până la 60-80% a extracției sucului, cu extracția preventivă undeva la 50-60%. Vorbind de activarea materialelor în strat magnetofluidizat, este cazul betonului. Dispersarea nisipului, sunt particule magnetizate în câmp magnetic, acesta este tabloul inițial, este cu totul altul tabloul nisipului activat și s-a studiat rezistența la comprimare a amestecului de beton. Inițial, în strat magnetofluidizat, cu suplimentat cu grafen. La fel sunt tehnologii de o mare perspectivă. În sfârșit, fotocatalizatorul monodimensional. În baza titanului O2 de atomit a fost sintetizat acest nanocompozit undeva la conținutul de 20% este efectul maximum. Comparativ în întuneric lumina vizibilă, rolul dopării cu azot, doparea cu azot din uree asigură 80% a descolorării colorantului. La fel este o tehnologie de perspectivă și cred că colegii ne vor bucura. Câteva cuvinte despre rezultatele diseminarea rezultatelor. În total, 50 de publicații, dintre care 9 științifice în străinătate, 7 cu factori de impact, 16
în culegeri 12 în reviste, în Registrul Național cu categoria A10, articole în culegeri 16, articole în materiale ale conferințelor 6, subiecte de brevetare 16, 6 brevete, 6 cereri de brevet, lucrări științifice metodice, un manual mecanica fluidelor. La nivelul finanțării, totul în coordonanță cu contractul și cu finanțarea prevăzută. Utilizarea infrastructurii de cercetare. Baza experimentală este într-o stare suficientă. Toată recunoștința colegilor cu care colaborăm și la fiecare necesitate am avut ajutorul dumnealor. Potențialul științific. 16 unități, 25 la început, la sfârșit. Spre regret, am avut o pierdere colosală. Doctorul habilitat Tudor Grosu a plecat pe calea neîntoarcere și unele mici schimbări. În același volum, tineri sub 35 de ani, 4, undeva 20%, ingineri specialiști, la fel 4, un doctorant. Colaborarea la nivel național. Rămâne să mulțumesc colegilor, tradițiile frumoase s-au păstrat. Vedeți aici colegii care colaborăm. Colaborarea la nivel internațional. S-au păstrat tradițiile, undeva cele noi, 5-6 organizații din acestea am fost participanți la un proiect și acum la alt proiect. Și dacă luăm ultimul, Tubitac, am prezentat proiecte internaționale bilaterale. Participări la manifestări științifice. Manifestări științifice peste hotare, manifestări științifice internaționale în țară, câteva cuvinte de mulțumire colegilor privind conferința nanotehnologii, a fost un cerc mare de unele momente, de viziuni, de speranță pe viitor. Doamnă vicepreședinte, ați atras atenție la InfoInvent, am participat cu 11 participări. Promovarea proiectului cu articole de popularizare a științei, participări la expoziții 19. Apreciere rezultatelor, diplome, printre altele, de aur 6, de argint 4, de bronz 3, de excelență, aniversare, certificate de participare. Eu mulțumesc colegilor, au fost deschiși. În concluzii, rezultatele obținute corespund celor preconizate, raportul este disponibil, nivelul rezultatelor este apreciat, indicat de 21 de publicații, culegeri 16, brevetarea, după cum am spus, participări la conferință, apreciere respectivă, obiectivele au fost atinse, mijloacele financiare folosite integral. Ar fi fost o scăpare din vedere să nu trag atenția când privința diseminării, popularizării, internaționalizării științei și reviștilor, un rol aparte îi revine revistei Institutului.
în anul de referință, aniversar, a văzut lumina zilei ediția jubiliară. Varianta engleză a revistei este reeditată în Statele Unite, este cotată cu factor de impact, este în multe date bibliografice internaționale și vă invităm la o colaborare și mai amplă pe paginile ei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule academician. Vă rog și dați și din acest regim. Acum vă rog întrebări dacă sunt. La subiect. Da, dacă îmi permiteți. Da, vă rog, doamnă vicepreședinte. În primul rând aș vrea să adresez felicitări domnului academician Mircea Bologa, conducător al proiectului și întregii echipe a proiectului, pentru rezultatele frumoase care au fost obținute în condiții destul de dificile pe care le-am avut în anul 2021. Și domnul academician, ați menționat că de rând cu acest program, acest proiect din cadrul programului de stat, aveți și niște proiecte internaționale. Dacă ați putea să-mi dați niște detalii, ce fel de proiecte internaționale? Doamnă vicepreședinte, eu vorbesc de efectul ăsta de auto-oșilant. Este un efect care noi îl vedem în interesele noastre autohtone. Europenii l-au văzut în aspectul aviației, motoarelor de generația a cincea. Și acum lucrăm foarte strâns cu COMOTI, Institutul Național Hidrodinamic din România, care are toate bazele acestea privind aviația, și lucrăm asupra acestui motor. Scopul este randamentul folosirii carburanților. Europenii cred, noi îi ajutăm. Vă mulțumesc. Vă rog, alte întrebări? Dacă nu sunt, atunci domnul profesor Ursache, vă rog, evaluarea. Da, mulțumesc, domnul Macovei. Deci, la primul compartiment, atingerea scopului și obiectivelor, ambii experți au apreciat cu 5 puncte, adică cu calificativul excelent. La al doilea compartiment, diseminare rezultate, ambii experți au apreciat cu 5 puncte, adică excelent. Formula de calcul arată parametrul 0,6, ceea ce este destul de mult, dar dacă noi convenim ca cu excelent să fie calificate doar proiectele care au acest coeficient mai mare decât unitatea, ceea ce am spus din numărul total de proiecte, în jur de 18%, au acest coeficient mai mare decât unitatea, atunci 0,6 corespunde calificativului foarte bine, adică 4. Dar experții vedem că ambii au pus 5. Următorul compartiment, valoare socioeconomică, un expert a apreciat cu 5 puncte, adică excelent. Al doilea expert a apreciat cu 4 puncte, adică foarte bine. Formula de calcul arată parametrul 0,5, ceea ce corespunde, de fapt, dacă comparăm toate proiectele, ce corespunde calificativul excelent. Deci este un caz mai rar când expertul apreciază mai jos decât arată formula. De regulă este invers. La participarea tinerilor, un expert a apreciat cu 3 puncte, găsind că ponderea tinerilor constituie 9,35% din numărul participanților. Alt expert a apreciat cu 1 punct, menționând că nu este indicată ponderea tinerilor din numărul total al executorilor. Conform componenței echipei, 2 tineri cercetători au participat în realizarea proiectului. Numărul tinerilor este insuficient pentru pregătirea lor în cadrul proiectului. Ultimul compartiment, colaborarea națională-internațională, ambii experți au apreciat cu 5 puncte. Deci dacă luăm per ansamblu, un expert, conform formulei, a apreciat cu 49 de puncte, alt expert a apreciat cu 46 de puncte. În mediu, ceea ce în mediu face 48 de puncte,
ceea ce corespunde calificativului excelent. Doamna Cojocava. Mă adresez către membrii secției, deci în opinia experților, acestui proiect merită să îi se atribuie calificativul excelent. Cine are alte opinii? Nu sunt, deci apreciem cu calificativul excelent. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule academician Vologa. Deci, următorul proiect, raport, este al domnului academician Leonid Culiuc. În alune va raporta rezultatele obținute în cadrul proiectelor noi materiale unii piști tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice, dielectrice, dirijate pe baza metalelor de tranziție. Vă rog, domnule academician. Nu funcționează la mine F5, eu nu știu de ce. Lăsați așa, domnule Cancian, că se vede bine. Se vede, bun. Deci asta e denumirea raportului. Și nu se schimbă nici... Aha, iată este. Deci este etapa anuală care constă din trei puncte, întrucât proiectul nostru se îndeplinește de trei grupuri. Deci, grupul condus de domnul doctorul habilitat, profesorul Țurcan Vladimir, dânsul specializat în fizica și tehnologia materialelor cu structură spinel. Eu trebuie să spun că rezultatele care el pe parcursul deceniilor le obține sunt deosebite. Grupul 2 mă privește, bun, privește grupul nostru. Noi suntem implicați în ultimii ani în cercetarea și obținerea, evident, a materialelor bidimensionale, vorba de decalcogenizii metalelor de tranziție, cum ar fi molibdenum S2, wolfram S2, molibdenum selen 2 și altele. Și al treilea grup este teoretic, condus de domn profesor Sofia Plochișner. Deci, dumneiei lucrează tot cu succes în mai multe ramuri. Și aș vrea aici să menționez că grupul este nu numai teoretic, dar noi interacționăm când sunt întrebări care depășesc cunoștințele experimentatorilor, ne adresăm la grupul teoretic. Bine, deci ce a fost planificat pe anul ăsta? E scris pe ecran. Aș fi vrut să spun că partea tehnologică, atât în primul caz cât și în al doilea, este foarte așa ponderabilă în probabilitatea de a avea succes în cercetare, fiindcă e vorba de cercetări finalul cărora nu este clar. Deci nu este cazul când noi cam știm ce o să reușim să obținem. Și atunci, evident, tehnologia și partea materială mult înseamnă. Iată, în punctul 2, important pentru noi era reînnoirea logisticii, fiindcă utilajul tehnologic are proasta deprindere de a se uza și el trebuie renovat, reînnoit, pe când condițiile materiale nu întotdeauna în care noi suntem asigură posibilitatea asta. Totuși, tot ce era de eforturile care au fost făcute au permis
să ne descurcăm. Bine, doamna Clochișner cu echipa, deci foarte metodic, au lucrat în domeniul care iarăși e fixat, ca eu să nu citesc de pe ecran. Și acum eu voi prezenta câteva rezultate, foarte formal, fiindcă în realitate eu nu cred că e relevant de a intra în esența unor cercetări care țin de specialiști, pe de o parte, pe de altă parte, de fapt, asta e prerogativa seminarilor, de a discuta ce a fost obținut. Nu, cum n-ar fi? Deci, primele trei desene, imagini, se atribuie activității grupului domnului Vladimir Țurcanu și cei ce scris, fiecare diapozitiv sau imagine are denumirea sa. Eu vreau să vă atrag atenția că aici e vorba de efecte în noile materiale foarte, foarte calitative, care sunt foarte evidente, cu tranziții de fază, cu schimbări bruște a parametrilor care sunt și care, de regulă, sunt descoperite pentru prima dată în materialul respectiv. Nu, faptul că materialul original a permis să fie publicat în Physical Review Letters, revistă cu impact factorul de 8,40 aproape. Bun, un alt rezultat ține de, iarăși a fost scos în evidență, de fapt descoperit, conductibilitatea gigantică în materialele, deci galiu, vanadiu 4 sulfopt, care e asigurat anume de pereții domeniilor care asigură proprietățile magnetice, deci a materialului, și iarăși fiind rezultatul original, este publicat în Nature Communication. Ultimul ține de acum de reorientare de spin în compusul cu structura spinel ferum prun 2 sulf 4. Aici, în paranteză, eu vreau să menționez că e foarte important ca materialele acestea, care tehnologic sunt foarte sensibile la tot ce se întâmplă, adică la condițiile tehnologice, și dacă este deviere de la stoichiometrie, efectele astea nu se manifestă, care sunt iarăși monitorizate, cercetate și obținute, sau invers, de domnul Țurcanu. Și iată în Physical Review B, în Letters, adică comunicările care merg un pic mai repede, tot factorul de impact mai mare ca 4, denumirea primul autor, ăsta e discipul domnului Țurcanu, ultimul autor e domnul Țurcanu. Vă amintesc că conform regulilor occidentale, primul autor ăla care cea mai mare contribuție a făcut, ultimul autor, de regulă ăsta e conducătorul grupului sau persoana care conduce și inspiră, deci domeniul care trebuia cercetat. Ok, deci acum despre materialele lamelare, deci pe vorba de monostraturi, de molibdenum S2 și Wolfram S2, a fost pusă la punct metoda de CVD, Chemical Vapor Deposition, și obținute filme ultra-subțiri, deci e vorba de materiale cu grosime de un strat, două, trei, asta de acum depinde de tehnologie, care, spre regret, nu e tare reproductibilă, adică noi n-am obținut ceea ce am vrut, întrucât pentru asta ne-ar fi trebuit mai multe investiții materiale, noi sperăm că anul care vine noi o să le asigurăm, dar totuși, ceea ce se vede aici, da, pentru toată lumea, nu toată lumea e versată, materialele astea au un proprietate tot neobișnuită, descoperită 11 ani în urmă,
că atunci când rămâne un singur strat, cu toate că ele au fost cercetate, materialele este pe parcursul cel puțin 100 de ani, iată, atunci când rămâne un singur strat atomic, materialele astea din semiconductoare indirecte devin materiale cu bandă interzisă directă, ceea ce înseamnă că ele sunt solicitate de optoelectroni. Și din cauza asta, actualitatea lor a crescut imens, noi implicându-le tot cu un anumit succes în domeniu. Ei, bun, pentru a explica ceea ce noi am scos în evidență pe parcursul cercetării, am făcut și cercetări teoretice, de ceea ce e vorba de calculele poziții moleculelor de halogen în banda interzisă, în cazul monostratului, adică nu-i vorba când molecula e intercalată între straturi, dar ea e adsorbită și a fost arătat că molecula adsorbită stă vertical, deci pe monostrat, nu orizontal, ceea ce tot ar fost probabil. Cum se manifestă lucrurile astea? Ele se manifestă prin faptul că spectrele de emisie a excitonilor legați, datorați acestor molecule, ele își schimbă calitativ structura. Deci erau două linii, a rămas una singură. Pentru a descrie tot asta, sunt chestii care, bun, au cerut mari eforturi. Ele încă nu sunt publicate, dar sunt pe cale de a fi trimise în reviste. Ele, iarăși, se obțin în colaborare strânsă cu teoreticienii și cu partenerii din Occident, despre parteneri un pic mai târziu, asta ține și de colegul meu, domnul Țurcanu. Da, tot din domeniul ăsta, întrucât e vorba de intercalarea halogenului, ne interesa totuși să observăm prezența halogenului nu numai în spectrele de emisie, dar să observăm acele moduri oscilatorii ale moleculei care sunt inerente anume moleculei iodului sau bromului sau clorului. În scopul de a scoate, deci a depista modul ăsta oscilatoriu, am obținut cristale cu concentrații mai mari, deci a iodului. E vorba de selenură de molibden și, într-adevăr, după ce a fost făcut un scanning pe suprafața probelor, trebuie spus că probele sunt foarte mici și scanning-ul cu rezoluție micrometrică, am reușit să depistăm, iată, modul ăsta, care e destul de aproape ca frecvență de frecvența vibrațională a moleculelor libere. Bun, urmează rezultate obținute în echipa doamnei profesor Klokichner Sofia. Bun, deci e vorba de transformări tautomerice atunci când materialul cu aceeași componență sau formulă, dacă doriți, chimică, își schimbă proprietățile, doar grație redistribuției densității electronilor pe diferiți liganți, deci vorba de articolul publicat în Physical Chemistry, Chemical Physics. Deci asta e o revistă cu impact factor apropiat de 4, care, atenție, e săptămânală. O să mai revenim la această revistă. Un alt rezultat, asta e modelarea rezultatelor experimentale, care tot cu succes reușește să le facă grupul doamnei Klokichner. Deci vorba de articolul Klokichner-Ostrovski, iarăși revenim la aceste persoane un pic mai târziu. Și iată care, bun, cuantificabile după numărul de articole care au fost publicate, sunt 21 de articole în reviste cu impact factor, din care 15 cu factor mai mare ca 3, bine, 2 în reviste Registrul Național și 4 articole la conferința organizată sub auspiciul domnului Tighineanu.
acel articol care eu am menționat că a fost publicat în Chemical Physics și Physical Chemistry, a fost apreciat de reviste ca unul din cele mai bune pe parcursul anului curent, asta se numește că el e hot article, iată, și ăsta e documentul care confirmă, iată, că deci articolul este din cele mai bune pe parcursul anului 2021 în revista respectivă. Bun. Ceea ce ține de finanțe, nu cred că e cazul de distribuit asta în așa foarte detaliat, dar vreau să vă arăt că procurări de materiale, asta sunt 62.000, comparativ cu fondul de salariu care e peste 2 milioane, asta e foarte puțin și în general cu costurile care există acum, sigur că materialele care țin de materiale chimice, de la urmă urmei până și sârmă tehnologică care e absolut indispensabilă pentru a face acolo anumite termodispozitive, nu e suficient. Și impactul deficitului ăsta e calitativ, negativ. Impactul negativ, eu am în vedere. Personalul științific constă din 17 unități. Avem 4 tineri, erau 5, dar lumea spre regret, nu întinerește. Avem 2 doctoranți, 2 masteranți la Universitatea de Stat. Am avut, adică, de acum anul s-a încheiat. Și desigur că, practic, foarte puține rezultate din alea care au fost prezentate ar fi fost posibile fără colaborare internațională. Aici, totuși, începând cu nivelul național de colaborare, ar fi vrut să spun că noi nu suntem limitați doar cu interacția cu colegii din proiect, fiindcă este o interacție activă cu toate laboratoarele care sunt dotate și bun, care au competență în cadrul IFA. În ceea ce ține de colaborările internaționale, bun, lista e arătată, colaborarea asta câteodată e mai intensă, câteodată e mai puțin intensă, dar în principiu asta sunt relații care sunt uneori susținute financiar, proiectele se încep, pe urmă se încheie, pe urmă, să sperăm, se vor mai începe, deci asta sunt lista colaborărilor. Ei, iată, deoarece au fost aprecieri, vorba de aprecieri, domnul Ostrovski a avut onoarea să fie nominalizat și să câștige premiul Academiei de Știință în domeniul fizicii, în numele lui Vsevolod Moscalenko, pentru ciclul de lucrări, iar doamna Klokishner s-a precopsit cu diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova. Asta a fost în luna martie, Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din domeniul științei. Așa, acum, întrucât la colegul meu, sau colegii mei, Arușanu și doamna Hașdeu Chicăroș, nu erau dificultăți, eu mă voi strădui să compensez faptul ăsta. Deci, în primul rând, trebuie de spus că pandemia COVID a afectat rău tot ce s-a făcut anul ăsta în laborator. Fiindcă lucrările experimentale la distanță nu le asigur, dar colaboratorii calificați care pot să-și asume, adică care știu ce să facă și trebuie să dirigeze și să chiar și să realizeze toate mișcările experimentale, vârsta lor nu e atât de fragedă, adică, spre regret, asta e realitatea și atunci toată lumea e supusă pericolului de a se îmbolnăvi, ceea ce e bine că fără urmări grave, dar s-a mai întâmplat.
Acum, când eu vorbeam de cheltuieli și am arătat 62.000, asta sigur că e urmare a cele reduceri cu 30%, dar noi am scris proiectele noastre cu toate planurile care le-am stipulat, le-am scris, ținând cont de acele cheltuieli care ar fi fost cât de cât rezonabile. Și eu vă asigur că ele nu erau deloc exagerate. Ele erau puse, deci chiar mult mai modest decât ar fi trebuit depus. Dar n-am avut noroc și pe loc din cel puțin 1 milion au rămas mai puțin de 100.000, adică e vorba de 62.000. În așa condiții să cauți să compensezi deficitul ăsta, recurgând la anumite dispozitive mai vechi, hai să fim sinceri, deci în afară de utilaj performant și scump care poate fi folosit pentru anumite măsurători, sunt o mulțime de lucruri care trebuie menținute în ordine, ele trebuie să funcționeze, iar ele toate sunt vechi. De fapt, și Institutul de Fizică Aplicată, eu cred că și alte institute experimentale, eu nu mai vorbesc de universități și universitatea tehnică, partea asta e departe de a fi apropiată de mediul care există în domeniul, nu în Europa, de exemplu. În anii 80 era mult mai aproape. Acum, iată așa cum este. Bun, pe de altă parte, noi suntem deprinși ca să publicăm în cele mai bune reviste, noi suntem deprinși ca să menținem nivelul, facem tot posibilul, însă deprinderea asta are tot mai puțin suport obiectiv și real. Nu, și despre tineret. Nu o să spun, eu cred, nimic nou, menționând că fluxul tineretului în instituții ca a noastră, dar și la specialități care țin de fizică și nu numai de fizică, el este important. Deci, cariera în cercetare acum nu pare a fi cu viitor și de ce lumea în domeniile astea la noi nu vine. Și cât timp salariile cercetătorilor coordonatori, dar și celor principali, o să fie mai joase decât salariul mediu pe Republică, lucrul ăsta nu se va schimba. Adică trebuie să lucrezi cel puțin 20 de ani ca să te apropie, să fii calificat cu titluri, cu nu știu ce, deci ca să fii remunerat bine la nivelul mediu. Nu menționez cine corespunde nivelul. Nu, despre motivație, asta e clar, că acele persoane care, din anumite considerate, ajung la noi, deci folosesc calificarea care o obțin, care o mai pot obține, fiindcă sunt persoane mai în vârstă care pot să-și conducă doctoranzi, colaboratorii tineri, ca o trambulină pentru sau merge mai departe, sau pur și simplu a ieși din sistemul Research and Development. Și asta e cam tot ce am eu de spus. Eu ce aș fi vrut să spun? Stop, n-am spus despre concluzii. Deci, să apreciez ceea ce e scris aici, corespunde aprecierii care o dăm noi ca specialiști, că sigur că ar fi putut să fie mai bine. Așa că de aceea spunem că în pofida la tot ce se întâmplă, ceea ce am obținut e destul de bine. Totuși, sunt 21 de reviste unde noi suntem cu autori cu factor de impact și 15 cu impact factorul mai mare ca 3. Și atunci constatăm că noi practic am atins obiectivele care doream să le atingem. Dar aici este un moment care iarăși ne privește pe noi și, de fapt, depășește, eu cred, proiectul nostru. Noi, în ultimii, cel puțin 10 ani, trăim după strategia care se numește dorim să supraviețuim.
De fapt, asta e o strategie eronată, care corespunde acelui etape a dezvoltării, care de acum e spre apus. Și sigur că dacă nu o să fie întreprinse din partea organelor respective, noi le cunoaștem, un efort, ca noi un pic să avem o șansă de dezvoltare, apusul ăsta se întrevede foarte bine. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc, domnule Calincean. Vă rog întrebări la subiect. Eu nu am întrebări, dar dacă îmi permiteți așa un mic comentariu, desigur că și în cazul acestui proiect vreau să le adresez cele mai sincere felicitări membrilor echipei. Domnul Ursache a prezentat un tabel comparativ de unde se vede obiectiv că echipa proiectului este lider la publicații de cea mai înaltă calitate și merită toate aprecierile. Domnul academician, am citit textul raportului, am urmărit și prezentarea, ceea ce ați menționat la rubrica dificultăți, problemele care le-ați formulat, persistă în cercetarea noastră. Academia de Științe elaborează raportul pe starea științei. Probabil că de fiecare dată în concluzii, în recomandări, este atrasă atenția asupra acestor probleme și problema finanțării și problema echipamentului învechit, problema tinerilor și situația absolut instabilă în cadrul cercetării, care face ca domeniul să nu fie atractiv. Ceea ce putem face este și în raportul pe starea științei pe anul 2021 să includem încă o dată, să punem în evidență încă o dată aceste probleme, iar în rezumatul care îl adresăm către Președinția Republicii Moldova, Guvern, Parlament, să menționăm anume aceste probleme. Nu știu, sincer, dacă reușim ceva să schimbăm. Aș vrea așa să spun ceva pe o notă optimistă, dar experiența anilor precedenți ne arată că nu prea suntem auziți. O singură, poate, veste bună avem, că în luna octombrie, dacă nu greșesc, a fost adoptată modificarea la hotărârea de guvern 382, în baza căreia se schimbă modalitatea de expertizare a proiectelor depuse la concurs. Deci la proiectele de cercetare nu vom mai avea expertul economic care a creat multe probleme la concursul din 2019, începutul 2020. Va fi un panel de experți care va examina rezultatele expertizării, deci de cei doi experți nominalizați în cazul discrepanței va fi numit un al treilea expert, etc. Deci mai multe îmbunătățiri. Se restabilesc proiectele pentru tineri cercetători. Nu știu dacă vom avea tineri cercetători care să aplice la astfel de concurs de proiecte, dar cel puțin în mod formal faptul că au fost scăpate din vedere din august 2019 a fost o mare eroare.
Și deci din finanțarea proiectelor se va permite achiziționarea echipamentului de valoare mică. Clar, atunci când nu sunt bani, asta nu salvează situația, dar când pe timp de pandemie nu puteai să cumperi un microfon sau niște căști pentru a te conecta la conferințe video, fiindcă aceasta era tratat drept echipament, chiar depășea orice logică. Deci, cel puțin din acest punct de vedere, începând cu anul 2022, vom avea o situație un pic îmbunătățită și mai flexibilă. Încă o dată felicitări, Natalicea. Da, vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte obiecții, întrebări, atunci vă rog, domnul profesor Usache, evaluarea. Da, mulțumesc, domnul Macovei. Deci, domnul Culiuc a terminat, a finalizat pe o notă destul de de pesimistă, că noi mergem spre apus cu regret, nu spre apusul geografic, spre care de regulă, dar spre apusul existențional. Acum, deci, avizele expert. La compartimentul atingerea scopului și obiectivelor, ambii experți au apreciat cu 5 puncte, adică excelent, la diseminarea rezultatelor. Un expert a apreciat cu 5 puncte, al doilea a apreciat cu 4 puncte. De fapt, formula de calcul arată parametrul 1, adică, după cum am spus, dintre puține proiecte care poate fi calificat ca excelent, este al doilea caz când expertul este mai exigent decât formula. La compartimentul 3, valoarea socioeconomică, un expert a apreciat cu 4 puncte, altul cu 3 puncte, dar de fapt formula este greu de aplicat aici, deoarece date măsurabile lipsesc, nu sunt menționate deci brevete, cereri de brevete, participări la expoziție, etc., și compartimentul materializare. Cred că compartimentul materializare ar putea fi descris mai bine ca să fie parametri totuși măsurabil și la acest compartiment. De regulă, practica arată așa, că acolo unde e excelent la criteriul 2, este mai slab la criteriul 3. Asta de fapt e o regulă. Acum, următorul, participare tinerilor, ambii experți au apreciat cu 4 puncte acest compartiment. Și ultimul compartiment, colaborare națională-internațională, ambii experți apreciat cu 5 puncte. Deci, per ansamblu, un expert apreciat cu 48 de puncte proiectul, al doilea apreciat cu 42 de puncte. Deci, în mediu avem 45 de puncte, deci este între foarte bine și excelent, doamna Cojocaru. Mulțumesc, domnul Ursache, deci, dat fiind faptul că este unul din puținele proiecte care, în conformitate cu acea formulă de calcul promovată cu titlul de testare de către biroul secției, unul din puținele proiecte care are un coeficient atât de înalt la rubrica de publicații, iar acesta este produsul principal al proiectelor de cercetare, eu pun la vot evaluarea acestui proiect cu calificativul excelent. Dacă sunt alte opinii din partea membrilor secției, vă rog, conectați microfonul. De acord. De acord. Da, deci membrii secției sunt de acord cu acest calificativ, se acceptă. Excelent. Vă mulțumesc. Da, mulțumim la toți. Deci trecem la următorul raport al ședinței de astăzi, deci, care va fi al domnului membru corespondent Alexandru Decusarnă. Lui ne va raporta rezultatele obținute în cadrul proiectului obținerea de noi materiale micro și nanostructurate prin metode fiziochimice și elaborarea tehnologiei pe baza acestora. Vă rog, domnul profesor Decusarnă. Ceva se...
Александр Иванович, включите микрофон. Включаю звук. Вот я слышен сейчас. И демонстрация экрана. Вот. Я слышен? Меня слышат? Да, 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 Варук, давайте. Все. Уважаемые коллеги, уважаемые члены отделения, вашему вниманию предлагается годовой отчет по проекту, название которого приведено на этом слайде. Что лежит в основе этого проекта? Это получение материалов. Проект. А? Александр Иванович, не виден ваш проект. Проект не виден? Да, дайте демонстрацию экрана. О, я ждал. Сейчас, минутку, подождите. Подождите, сейчас. Сейчас. Сейчас, еще раз. Как же я вернусь в эту? Так, так. Сейчас. Сейчас видно? Вот ты черт. Нет. Нет. Почему же нет? Непонятно, почему нет. Слышно, но не видно. Слышно, но не видно, да? Так, демонстрация. Включаю демонстрацию экрана. Включаю. А сейчас видно? Нет. Тоже нет? Правда. А что вы видите? Я вижу. Я вижу свой... Я вижу на, у себя на этот самый. Представление? Я свой, ну, свою презентацию вижу. А мы нет. А вы нет. Вот это печально. Внизу зеленую кнопочку нажимаете? Да, нажата зеленая кнопочка, конечно, не один раз. Сейчас, минутку. А куда он дома сидит? Так, сейчас. Вот, нажимаешь эту. Так. И включаю презентацию. Видно? Нет? Нет. Да подождите немного. Хорошо? Полчасика. Полчасика. Нет. Тут что-то непонятное. О, пошло. Пошло? Да. О, слава богу. Давайте, пожалуйста. Не, это дом Нуянаки. А, Динаки. Ну, давайте дом. Сейчас я... Тогда пусть Динаки сейчас. Хорошо, давай... Давай, bine, vom anunța proiectul domnului. Bună ziua la toți! Da, vă rog, profesor. Da. Dar puneți pe ecran, vă rog. Da, șes. Lași, lași. Domnule Nache, vă rog, puneți proiectul dumneavoastră. Da, bine. El este pe ecran, da? Nu-i pe ecran, nu-i. Vă rog. E masa de lucru pe ecran. Nu se aude nimic. Ok, stimați colegi, pentru a rezolva aceste probleme, vă rog, domnul Decusar și domnul Ionache, se clarifică cum va merge. Marina, vă rog, ieșiți din regimul ăsta, că vedem ecranul dumneavoastră. Și atunci următorul raport este al domnului profesor Iovu, nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri semiconductori necristalini. Vă rog, domnul Cojocaru va raporta acest proiect. Domnul Ionache, ieșiți, vă rog, din regim noastră. Noi vedem ecranul dumneavoastră. Ieșiți, vă rog, din acest regim. Așa, vă rog. Nu apăsați nimic. Domnul Iovu, domnul Cojocar, vă rog, includeți ecranul.
Deci noi nu-l vedem, ceva se întâmplă. Eu am inclus. Dar nu... Iată acum. Da, vă rog. Da, ok. Da, se vede tot, da? Da, nu e full screen, dar se vede, vă rog. Da. Bună ziua, eu îți prezint raportul în locul domnului profesor Iovu, care se află peste hotare. Denumirea proiectului este pe slide-ul prezentat. Conducătorul de proiect, domnul doctor habilitat Mihai Iovu. Aici este scopul proiectului și conținutul etapei pentru anul curent. Trebuie să spun că tradițional la noi lucrul a fost efectuat de trei grupuri. Primul grup s-a ocupat de sticlele calcogenice, de materiale amorfe. În anul prezent a fost cercetat un grup de materiale cuaternare, amorfe și policristaline. A doilea grup se ocupă cu înregistrarea rețelelor de difracție, atât prin metoda înscrierii cu un fascicul de electroni, cât și cu, prin metoda holografică, inclusiv în câmpuri electrice. A treilea grup se ocupă cu studiul unor compuși coordinativi pe bază de ion de pământuri rare și mai avem un grup de teoreticieni care se ocupă cu punctul 45 din lista prezentată. Acum rezultatele lucrărilor. Partea tehnologică. În anul în curent au fost sintetizate 4 compuși noi cuaternari din sistemul arsen, sulf, stibiu, telur. Compușii au fost caracterizați prin mai multe metode. Este prezentat aici pe slide. Măsurătorile cu difracția cu raze X au arătat că în aceste materiale se manifestă atât faze amorfe cât și cristaline. Cu creșterea concentrației de sulf predomină faza amorfă, iar cu creșterea stibiului cea policristalină. Imaginile SEM demonstrează pentru materialele policristaline o structură stratificată ce arată corectitudinea condițiilor care au fost alese pentru creșterea materialelor. Mai departe au fost studiate proprietățile fotoelectrice. Avem aici spectrele de fotoconducție pentru două componente a materialelor. Studiile de fotoconductivitate au arătat că fotosensibilitatea maximă a materialelor corespunde lungimii de undă de circa 970 nanometri aici. Cu toate acestea, mai există un platou aici, în jur de 600 nanometri. Toate acestea indică prezența a două niveluri energetice principale de excitație în structura materialului studiat. De asemenea, au fost studiate spectrele de transmisie în infraroșu, care arată o transparență înaltă a materialelor sintetizate și o puritate bună a policristalelor, cu excepția nesemnificativă a unei benzi 4,27 microni, aici, care poate fi atribuită unității structurale H2 sulf. Un alt grup care activează la noi, dacă răspund, primul grup face parte domnul profesor Iovu și cu doamna doctor Iaseniuc, într-al doilea grup legat de înregistrarea rețelelor de difracție între domnul doctor Sergeev și cu domnul doctor Adrian Nastas. Au fost continuate cercetările cu privire la studiul rețelelor de difracție înregistrate cu fascicule de electroni.
Luând în considerație situația creată, lucrul s-a făcut mai mult la distanță, ceea ce a permis prelucrarea la niște date experimentale mai vechi. Inclusiv în anul acesta s-a reușit crearea unui model de calcul pentru două rețele încrucișate suprapuse. Au fost elaborate formule pentru calculul acestor rețele și pe slide-ul se vede că în afară de pe o rețea așa încrucișată, în afară de rețelele primare, pot observați o multitudine de rețele care sunt de-a lungul unor linii ce unesc nodurile rețelelor primare. Aici pe desen sunt liniile, sunt punctiforme. A fost calculat tabloul de difracție a unei așa rețele, iar mai jos avem tabloul care a fost experimental pentru o rețea de difracție cu perioada de 2 microni. Se vede o coincidență destul de bună a rezultatelor. Iar în dreapta avem o rețea de difracție încrucișată pentru două rețele simple cu unghi foarte mic, de 4 grade, și mai jos avem tablou de difracție unei așa rețele. Imaginea AFM a unei rețele înscrise în filme amorfe de arsen 2 sulf 3, după gravare chimică, este prezentată de asemenea în acest slide. Arată în felul următor. Alt grup se ocupă de mai mult timp cu studierea diferiților compuși coordinativ pe bază de ioni de pământ urare. Datorită proprietăților luminescente excelente, aceste materiale prezintă interes în diverse domenii, așa ca optoelectronica, fotovoltaica, elaborarea de senzori și așa mai departe. În anul curent a fost sintetizat un compus, formula lui este prezentată aici pe slide. În stânga este dat imaginea compusului, aici la lumina zilei și aici la întuneric, la iradierea cu laser verde. Vedem o luminescență în domeniul roșu foarte frumoasă, zicem așa. Iar în dreapta avem imaginea TEM acestui compus. Se vede că el este alcătuit din particule cu dimensiunile cărora sunt între 5-16 nanometri. A fost studiată luminescența acestor compuși. Aici avem luminescența, spectrul de luminescență la diferite temperaturi, care, unde se văd trei benzi de luminescență principale, una A, una, două și a treia, care aici e mai slabă. Benzile de emisie sunt, dar asta puternic pot fi, au mai multe vârfuri de luminescență care pot fi poziționate la, zicem, mai multe lungimi de undă, cum ar fi 580, 595, 611, 654, 700 nanometri. Toate aceste maxime de luminescență sunt specifice tranzițiilor interne ale ionului de europium. Micșorarea temperaturii duce la îngustarea liniilor de emisie și a intensității linii îngustarea linii de emisie și intensității linii de emisie. În dreapta sunt spectrele de luminescență a vârfurilor astea slabe, măsurate cu rezoluții mai înalte. În sus este maximul acesta și jos e maximul acesta care abia se vede, sau aici, zicem, da? Din aceste măsurători pot fi clarificate tranzițiile care duc la acest spectru de emisie. A fost de asemenea măsurat relaxarea luminescenței,
care la excitarea cu laser cu, cu azot, 337 nanometri, care este de ordin, de ordinea milisecundelor. Toate aceste date pot fi interpretate în cadrul mecanismului de transfer de energie de la matricea compusului spre ionul de europiu. În afară de aceasta, noi avem grupul teoretic care a activat, compus din domnul profesor Sinevski, doamna doctor Ialtăcenco și domnul Canarovski, care investigațiile lor au fost în mai multe direcții, dacă aici avem trei. Și domnul Conarovski, domnul Ialtăcenco, în aceste două direcții, ei studiază sistemele biofizice multicomponente. Despre potențialul științific al proiectului sunt 12 persoane. Aici avem tineri, din păcate numai o singură persoană, care pregătește o teză doctor pentru susținere. Bugetarea finanțară arată aici, valorificat 100%. Rezultate cuantificabile. Avem publicații, două publicații cu factori de impact și alte publicații care sunt prezentate aici, participări, la, participări membrilor proiectului la susținerea tezelor, participare la expoziții Euro-Event, diplome de apreciere a manifestărilor științifice. Publicațiile cu factori de impact sunt prezentate în acest slide aici, o revistă, un articol în revista din România Optoelectronics and Advanced Materials și un articol în revista noastră a Institutului. Colaborarea științifică. Colaborarea științifică națională a fost în mare parte împreună cu colegii de la Institutul de Chimie, de la Institutul de Nanotehnologii, Institutul Universitatea de Stat, iar peste hotare am avut relații strânse cu Centrul pentru Știința Suprafeții și Nanotehnologii de la Universitatea Politehnică din București, cu Institutul de Optoelectronică din București și Universitatea de Stat din Belarus. Doamna Olga Bordean a avut o delegație la București, la Universitatea Politehnică pentru măsurători. Despre aprecierea rezultatelor avem aici, 9 medalii de aur la Info-Invent și o diplomă de la, din Rusia, de la o organizație care de știință. Asta e tot. Mulțumesc pentru atenție. Deci vă mulțumesc. Acum, vă rog dacă sunt în întrebări. Domnul director, dacă îmi permiteți, am eu o întrebare. Deci, în textul raportului, la rubrica Impact, dumneavoastră spuneți că arhitecturile componentelor respective sunt destinate pentru fabricarea rețelelor de difracție, dispozitivelor fotonice și biomoleculare. Și ele prezintă impact științific și tehnico-economic pentru economia Republicii Moldova și la nivel european. Dacă puteți o precizare, unde anume pentru economia Republicii Moldova va fi reflectat acest impact? Economia Republicii Moldova. Nu știu dacă există în Moldova vreo organizație de stat sau primară care se ocupă cu optoelectronica sau e interesată în rezultatele noastre. De la nivel european. Sunt aplicații potențiale numai. Domnul Cojocaru, am citat din raportul dumneavoastră. Asta și mi-a trezit interesul. Credeam că vedeți, scriind așa ceva, vedeți unde anume în economia
țării ar putea să fie aplicate aceste rezultate. Ar fi interesante dacă am avea economie, dar nu avem din păcate. Bun, am înțeles și încă o precizare. Da. Deci în raport aveți indicate 5 lucrări despre care se spune că sunt acceptate. După audieri, deci aveți posibilitatea să perfectați varianta finală a raportului. În raport se includ doar lucrările publicate. Dacă între timp careva din aceste lucrări a apărut, deci le scoateți, acceptați sau în pecete și le indicați în calitate de lucrări publicate. Dacă nu, cred că este cazul să nu... Bine, o să perfectăm raportul, dar domnul Ursache, cum o să calculez apoi? Domnul Cojocaru, calculele sunt doar ca indiciu, așa că... Da, am înțeles. Ne bazăm pe avizile experților, așa că... Bravo. Am înțeles. Da, mulțumesc pentru întrebări. Da, vă rog, dacă nu sunt alte întrebări, atunci avizele experților. Vă rog, domn profesor Ursache. Da, mulțumesc, domnul Nacovei. Deci, la compartiment, primul compartiment, atingerea scopului, ambele experți au apreciat cu 5 puncte, adică ca excelent. Al doilea, diseminarea rezultatelor. Un expert a apreciat cu 5 puncte, al doi expert a apreciat cu 4 puncte. Deci, aici avem cazul când aprecierea expertului este clar mai mare decât ceea ce arată formula. Formula arată coeficientul de 0,25, ceea ce corespunde calificativului satisfăcător. Adică calificativul excelent acordat de către expert este clar exagerat. La următorul compartiment, valoarea socioeconomică, dar după cum a spus doamna Cojocaru, dacă mai să apar publicații care pe parcurs pot fi incluse în raport, evident că acest coeficient s-ar putea apropia de de calificarea care au dat experții. Următorul, valoarea socioeconomică, ambii experți au apreciat cu 3 puncte. Formula de calcul arată parametrul 0,1, ceea ce corespunde satisfăcător, adică, din nou, este puțin mai mare. Deci aprecierea dată de către experți, dar discrepanța nu este atât de mare ca la compartimentul 2. Următorul compartiment, participarea tinerilor, deci un expert a apreciat cu 3 puncte, alt expert a apreciat cu 1 punct, notând că participarea tinerilor la realizarea proiectului este minimală. Și ultimul compartiment, colaborarea internațională, un expert a apreciat cu 5 puncte, altul cu 4 puncte. Per ansamblu, deci un expert a apreciat cu 43 de puncte proiectul, al doilea a apreciat cu 41 de puncte, adică în mediu avem 42 de puncte, ceea ce corespunde calificativului foarte bine. Doamna Cojocaru? Mulțumesc, domnul Ursache. Deci, propunerea experților este de a fi atribuit calificativul foarte bine. Deci, sunt unele rezerve la rubrica de publicații, care totuși diferă de opinia experților, dar așa, un pic cu titlul de bonus, deci pun la vot atribuirea calificativului foarte bine. Dacă membrii secției au o opinie diferită de cea propusă, vă rugăm să vă exprimați. Nu sunt, deci se atribuie calificativul foarte bine. Poate o remarcă. Domnul... Așa e când ai noroc de experți, da? Bun, posibil că experții poate cunosc unele detalii despre cercetările dumneavoastră și s-au orientat nu doar după criteriile formale, dar și după alți parametri. Nu doar atât, doamna Cojocaru, cred că experții nu țin cont de valoare, adică de suma cheltuită pe proiect, iar formula ține cont de așa ceva. Da, este și momentul
acesta. Totuși, dacă comparăm cu alte proiecte, avem o lucrare în revistă cu factor de impact și o lucrare publicată în revistă înregistrată în Scopus. Factor de impact și deci indicii care îi atribuie Scopus sunt lucruri diferite. Noi ne-am obișnuit de la proiectele care vin din Institutul de Fizică Aplicată să vedem multe publicații în reviste cu factor de impact. Aici a fost în mod real mai modest. Bine, vă mulțumesc. Acum trecem la expunerea rezultatelor următorului proiect. Deci dacă... Давайте, может, меня? Da, bine, proiectul domnului... Da. Vă rog. Давайте, попробуем. Так, демонстрация экрана. Сейчас. Так, видно сейчас, да? Да. Да, да сейчас видно. Пожалуйста. Сейчас я попытаюсь. Нет, хорошо. Итак, вот название проекта, который, отчет по которому мы... по которому мы заслушиваем сейчас, это получение новых материалов микро- и наноструктуринов физико-химическими методами и разработка технологий на этой основе. Я хотел бы остановиться прежде всего на ключевом слове, которое в этом проекте существует. Это наноструктурированные материалы. Это первое. И второе – это физико-химические методы их использования. Так, сейчас, теперь мы должны его... Так, следующий слайд. Что-то... Сейчас. Движемся дальше. Движемся. Так, кто это? Сейчас, я что-то... Сейчас. Ага, вот. Речь идет о общем финансировании. Общее финансирование здесь представлено, и молодых, значит, 22 сотрудника, и включая 7 человек молодежи. Далее, вот цель проекта этого года. Это установление корреляции состав структуры свойства для покрытий на основе металлов группы железа, гидроксилоапатита, то есть это биостикла, это так называемые биосовместимые покрытия, и разработка рекомендаций для технологического применения этих результатов. Я сразу хочу остановиться, что когда мы говорим о физико-химических методах, то речь идет о трех методах, которые используют. И это три различные группы, которые работали в рамках этого проекта. С одной стороны, это, это электрохимическое получение, то есть получение соответствующих покрытий из водных растворов. С другой стороны, это электроискровое покрытие, так называемое электроискровое лигирование, то есть достаточно известное продолжение тех работ, которые в свое время начаты были здесь Борисом Романовичем. И, наконец, это магнетронное напыление биосовместимых покрытий на основе биостекла и гидроксилоапатита. Вот ожидаемые результаты здесь представлены. Ожидаемые результаты, они связаны, конечно, прежде всего с теми особенностями, которые существуют у этих методов. И эти особенности, они связаны с чем? С одной стороны, ну, я сразу скажу, вот о чем. Я сразу скажу, что вот вопрос корреляции, между составом структуры и свойствами электролитических покрытий металла и группы железа, он чем обусловлен?
Ну, во-первых, это упрочняющие покрытия, коррозионные стойкие покрытия. Во-вторых, это, ну, то, что они сейчас изучаются во всем мире, управление свойствами таких покрытий, обусловлено прежде всего аномальными свойствами. Аномальными свойствами в том смысле, что, во-первых, действительно некоторые коллеги считают это осаждение, прямо написывают, аномальным, потому что классические электрохимические методы управления свойствами таких покрытий в этом случае, грубо говоря, не работают. А во-вторых, было уже нами обнаружено некоторый ряд аномальных свойств. И одно из этих аномальных свойств заключается в том, что свойство покрытий определяется так называемой объемной плотностью тока. То есть существует макроскопический размерный эффект свойства таких покрытий. Если вы осаждаете это покрытие на малую поверхность, вы получаете одно свойство в тех же самых условиях. Если вы получаете на большую, получаются совершенно другие свойства. Ну, не совершенно другие, отличные свойства. А это играет определяющую роль для чего? Масштабного переноса. Это одна из основных задач любых технологий. Масштабный перенос от лабораторных испытаний к испытаниям, то есть к технологии промышленной. И вот эта проблема в связи с наличием в этом случае вот такого аномального эффекта. Кроме того, вот здесь слева показано, что эти покрытия являются наноструктурированными. Переход, уже включение небольших количеств вольфрама в эти покрытия, они становятся рентгеноморфными. А вот влияние объемной плотности тока. Совершенно разная морфология получается при одних и тех же условиях и при одном и том же элементном составе. И вот ответ на эти вопросы требовал, то есть и на эти вопросы требовалось получение ответа. Ну, вот я выделил этот результат как принципиальный результат 2021 года. Что удалось показать? Удалось, по существу, на основании первых принципов, удалось при принятии одной гипотезы, а именно то, что растворы в этом случае являются фрактальными, удалось и при условии получения так называемых двумерной нанонуклеации, удалось показать, что в этом случае при одном условии высокой скорости межфазного обмена соответствующие ядра, образующиеся ядра новой фазы, это фазовый переход, ядра дробятся. И вот смотрите, видите? И параллельно с этим идет образование нанокомпозитов, потому что начинают участвовать. Посмотрите на левый рисунок. Вот это один, это низкое, это XRD для железа вольфрам. При низкой скорости межфазного обмена кристаллическая структура, а при тех же условиях, при высокой скорости межфазного обмена, она трансформируется наноаморфно. При этом что происходит? При этом происходит увеличение содержания водорода в покрытии. То есть и все это связано, еще это определяется вот этой схемой, которая фактически, потому что из решения задачи вытекает вот это дробление, но как только дробится вот эта нанокапля, она включается дополнительный в процесс фазового перехода, включаются дополнительные молекулы, и самые из них – это молекулы воды. А молекулы воды, вот идет процесс взаимодействия двух интермедиатов, и молекулы воды в итоге приводят к образованию оксид гидроксидных слоев и водораживания. То есть вот это фактически, это даже не корреляция, а это даже выяснение природы этого процесса, который объясняет
существования нанокристаллических покрытий и изменения состава и свойств, получаемых в зависимости от объемной плотности тока. Вторая часть, это, на которой следует остановиться, это работы по биосовместимым покрытиям. Это прежде всего биостекло и гидроксилбит. В чем здесь принципиальная особенность? Принципиальная здесь особенность заключается в том, что авторам, исполнителям удалось показать, что если осуществлять наноструктурирование поверхности, а здесь поверхность металл, на которой идет осаждение, то в этом случае существенно больше, лучше адгезия получается. И более того, здесь показано, в результате этих работ показано, что адгезия пленок биостекла и пленок биостекло плюс цинк-О, она несколько лучше обеспечивает. Более того, показано, что изменением соответствующей нанотвердости показано, что в данном случае резко возрастает твердость таких покрытий. Но применение, вы поняли, это понятно где, в чем. Применение – это так называемых применений для костных имплантов, замена металлических имплантов на вот такие биосовместимые покрытия. Далее. Важная принципиальная работа, которая была получена в рамках физика и электроискрового лидирования. Дело в том, что вот здесь указано так называемое получение в процессе их покрытий так называемый макс-фаз. Что это такое? Это металл, это фаза, фаза образования металлокерамических покрытий. А они получаются в результате последовательного осаждения, скажем, титан, алюминий, углерод, и они зафиксированы, и это результат открывает достаточно широкие возможности, некое новое, будем говорить так, ответвление вот этих электроискровых покрытий, именно получение покрытий металлокерамических. Надо сейчас количественные показатели, это главы в монографиях, статьи и так далее. Тут я отмечаю совместную работу нашего сотрудника с испанцами в Encyclopedia of Material Science. Кроме того, что касается статей. Ну, обычно говорят, статьи с импакт-фактором, вообще говоря, это не совсем корректно. Почему? Потому что правильнее говорить статьи с импакт-фактором и SGR-фактором, потому что Скопус импакт-факторов не считает. Он считает только SGR-фактор. А SGR-фактор – это, по-моему, фактор будущего в отношении. Почему? Потому что это тот же самый импакт-фактор, только по специальной формуле он считается, и более рейтинговым журналам придается больший вес. Вот таких статей по итогам нашей работы в нашей группе, вот группы из трех групп, таких статей 11. Спектр-фактор, я не стал их перечислять конкретно из-за недостатка времени. И такие импакт-фактор тут варьируют в разных статьях. Например, от таких, как Material Design или Cuttings, и до более, так сказать, журналов с меньшим, таких 11. Международных статей в журналах с импакт-фактором, без импакт-фактора 6, прочих журналов. А хочу остановиться на бреветах. Получено таких 10. Вот в этом смысле я хочу бы остановиться, ну и у меня было такое несколько
значит, пренебрежительное на первых порах отношение вот к этому показателю до тех пор, пока я не занимаюсь наукометрическими делами, не обнаружил, что так, то есть есть такой показатель, который оценивает инновационную активность общества. Это показатель количества патентов, выданных в данной стране на миллион жителей. Вот лидером в этом плане сейчас является Япония. Уже в течение последних дел это 1200 патентов на миллион жителей. На втором месте сейчас Соединенные Штаты. Это порядка, ну, сейчас что-то 460. На третьем месте Китай. Вы можете представить, Китай на миллион жителей сейчас имеет 230 патентов. На миллион жителей в Китае. И с 96 года по вот этот последний 2017 год этот показатель увеличился в 230 раз. Этот показатель был равный в равном единице в 996 году. Вот это важный показатель. Он показывает, насколько общество стремится идти по линии инноваций. Что-то менять. И поэтому количество патентов в исследовательских программах, я считаю, это важно. Вот у нас это 10 таких патентов. Да, кстати, могу сказать, очень показательный по Молдове. Максимальный в России 150 – это показатель. В Молдове максимум был в 2009 году после включения, был 80-90, как только изменилось отношение власти к науке, вот этот патент, этот показатель инновационной активности упал до 20. Вот что такое отношение власти. Власть показала, что инновация, инновационный подход Молдове не нужен. Вот это была демонстрация. Извините, я отвлекся. Дальше. Доклады на международных конференциях. 9. Премии. Ну, в этом году мы можем, так сказать, отметить, что была премия в нашей группе, в нашем проекте, была премия трех академий получена, и Ивашку, и Казак, по работам в области, это премия Академии наук Украины, Беларуси, Молдова. Медалей. Ну вот, медали на различных выставках инвент. И защищена одна докторская диссертация. Ну, я выделил в итоге, сделал некие выводы по нашей работе. Вот они приведены, но дальше я останавливаться не буду. И благодарю всех за внимание. Да, спасибо вам. Выйдите, пожалуйста, из этого режима. Так, сейчас выхожу. Так, вышел. Da, spasiva vam. Vă mulțumesc. Deci, vă rog, cine are întrebări la subiect? Dacă sunt comentarii? Da, o mică intervenție. Da, vă rog. Alexandru Ivanović, spasiva za to, što vă atvleklisi. Потому что информацию, которую вы озвучили, она очень интересна, и необходимо будет ею воспользоваться и донести ее до руководства нашей страны. Кроме того, значит, по поводу классификации работ в журналах с импакт-фактором и в журналах, индексированных базой данных Scopus. Ну, может быть, не все обратили внимание, но уже второй или третий год подряд в работах, которые допускаются на получение премии Академии наук Молдовы, также включены работы, опубликованные в журналах, индексируемых базой данных Scopus. Раньше твердо стоял импакт-фактор. Но есть отличия между этими базами данных.
бывшие Томсон Ройтерс, не всем, Clarivate Analytics, нынче или Web of Science, не всем журналам присваивает Impact Factor. А Scopus, хоть маленький, но какой-то индекс есть для любого журнала. Поэтому, по-видимому, для Scopus все-таки, может быть, стоит установить какой-то порог. Я не знаю, это предмет отдельного разговора, но хотелось бы в отдельной беседе узнать ваше мнение по этому поводу. С удовольствием. Да, спасибо вам и да. Поздравляем команду проекта с такими замечательными результатами. Спасибо. Дон Маковей, спать Андребаре, да? Да, ворог. Но прежде чем я задал вопрос, я хочу немножко, так сказать, остановиться на то, что сказала Айдонна Кожукару. Вы отметили, что необходимо обращать внимание на CGR. Да, правильно. CGR, он характерен для Scopus. Но дело в том, что все публикации, которые имеют высокий CGR, обязательно они имеют impact factor. Поэтому, конечно, можно было вводить и этот CGR, и вообще impact factor, чтобы конкретный был бы учитывать в формуле. Но это была бы слишком сложная формула. А усложнение формулы не всегда приводит к справедливости. Поэтому формула должна быть и простой, но в то же время и более-менее справедливой. Но, в принципе, здесь есть пространство для дискуссии. Да. Урсаки, я же говорю не о том, что... Я говорю, что когда мы говорим журналы с импакт-фактором, мы выкидываем очень большое количество журналов, которые имеют CGR-фактор. Почему? Потому что Scopus CGR-фактор, то есть импакт-фактор, не рассчитывает. Но он что рассчитывает? А это европейская система. Но что он рассчитывает? Он рассчитывает CGR-фактор. А что это такое? Это сам CGR-фактор. И, кстати, все так называемые квартили, на которые ссылаются, они все рассчитаны по SGR-фактору. Правильно. То есть, когда мы выделяем какие-то журналы, я не говорю о расчете, когда мы выделяем какие-то, корректнее было бы сказать, журналы с импакт-фактором и SGR-фактором. Вот и все. Совершенно правильно, Александр. Но еще раз говорю. Да, только и все. Я на это обратил. Правильно, но те журналы, которые попадают в высокие квартили, в первый, второй, третий квартал, и квартили, те, которые имеют высокие, они обязательно имеют импакт-фактор, потом все равно не попадают в нашу первую категорию. Так что... Ну, я согласен. Хорошо. Мое замечание касалось отнюдь не количественной оценки. Да, да, хорошо. Корректности представления. Все. Ясно. Теперь вопрос. Вы отметили, что выводы были сделаны на основе первых принципов. То, что по-английски называется ab initio. Но дело в том, что расчеты ab initio, они требуют очень большие вычислительные мощности и очень длительное время. То есть это относится к категории Big Data. Я хотел бы знать, как это вы бы... Да. Ну, значит, о чем идет речь? Какое решение было получено? Это решение уравнения Ван дер Вальса. Решение уравнения Ван дер Вальса. И это решение для определенного типа наночастиц в предположении фрактальности раствора. И было получено два решения. Первое решение – это линейная зависимость движения, линейная зависимость границы фазового перехода от координаты. И второе решение – это экспоненциальная зависимость. Экспоненциальная, когда работает экспоненциальная? При высокой скорости. И вот как только у вас... В первом случае получилась классика. Во втором случае что получилось?
получилось дробление капли, соответствующей, дробление капли на многочастицы. То есть отсюда прямо следует, что в условии интенсивного межфазного перехода, это, кстати, работает не только на межфазный переход или фазовый переход в системе жидкости твердое тело. Это получено для общего. А что это означает? Это означает, что дробится, то есть соответствующие наночастицы, которые получают, получаются более мелкими. Но не только это. Дело в том, что там сразу оттуда из этого решения вытекает, что там отсутствует решение для некоторых значений, размерных значений. Что это означает? Это означает, что должен включиться другой процесс. И мы это видим. Включается процесс, этот фазовый переход молекул воды. А молекул воды вы получаете, как только включается, вы сразу получаете в результате композит и наводорожжение. Что экспериментально подтверждается. Спасибо, Александр Иванович. Дон Макове, если нет еще вопросов, то я могу... Да, Барук, да. Да, Барук. Тогда я плавно перейду к анализу рецензии экспертов. Deci, primul expert, ca să economisim din timp, vreau să spun că primul expert a pus 5 puncte la toate criteriile de evaluare, adică excelent, a fost extrem de generos acest expert. Al doilea expert a fost mai exigent. Deci, la primul criteriu de evaluare, atingerea scopului, a fost apreciat cu 4 puncte, excelent. Printre altele, deci, vă atrage atenție, domnul director de proiect, că atrag atenția directorului de proiect că rezumatul penultimul aliniat nu este finisat. Deci, că în последній варіанті отчета имеете это в виду. А, да. Da, da. Второй, al doilea, criterii diseminare rezultatelor. Din nou, expertul a fost exigent, a pus 3 puncte. Deci este al treilea caz când expertul este mai exigent decât formula. Formula arată parametrul 0,52, ceea ce corespunde evaluării de foarte bine. Expertul a apreciat cu 3, adică bine. Este al treilea caz, de m-am spus, și este caracterizat doar pentru fizicieni. Pentru alte institute, rar, foarte rar, când formula arată mai înalt decât expertul. Deci asta arată că fizicienii totuși sunt, în calitate de expert, sunt mai exigenți decât ceilalți. La următorul criteriu, valoarea socioeconomică. Din nou, expertul a pus 4 puncte, al doilea expert, pentru că primul am spus că a pus 5 puncte peste tot. Al doilea expert a pus 4 puncte, ceea ce corespunde foarte bine, atunci când formula arată că parametrul este excelent, adică diseminarea, brevetele, cereri de brevete, etc. Din nou, expertul este mai exigent. Și al treilea criteriu, al patrulea criteriu, participarea tinerilor, expertul din nou a pus 3 puncte, atunci când primul a pus 5 puncte, și la colaborarea internațională, expertul din nou a pus 3 puncte, atunci când primul expert a pus 5 puncte. Deci este o discrepanță dintre opiniile expertului. Ei bine, per total, deci primul expert a apreciat, după cum am spus, cu 50 de puncte, toate excelente. Al doilea expert a apreciat cu 36 de puncte, deci în medie se primește 44 de puncte, deci este între foarte bine și excelent. Doamna Cojocaru? Я согласен на foarte bine и excelent. Почему? Объясню почему. Потому что все-таки я считаю, что это не excelent, то, что мы сделали. Да, Александр Иванович, но формула показывает, что у вас один из лучших отчетов. Ну, что я могу сказать? Все, дальше решайте, пусть уже решайте, как это. Да.
Хорошо. Здесь есть несколько мнений, то есть эксперты позиционируют между Фарды Бинеши и Шиленд. Александр Иванович скромно считает, что Фарды Бине, но объективные расчеты показывают их Шиленд. Поэтому я ставлю на голосование предложение «Екшеленд». Если кто-то придерживается другого мнения, да, Давич, да, камембри секции сунт де алта парере, ворокс вы вспомните. «Екшеленд, дамна вице-президент». Mulțumim, domnule academician. Doamna Cojocaru, eu vreau să spun aici un lucru. Deci, într-adevăr, este rar când experții sunt mai exigenți decât formulele. Și asta este unul dintre cazuri. Din ce cauză? Fiindcă noi experții, suntem tot noi. Noi suntem și executorii de proiect, noi suntem și experți. De aceea, noi când evaluăm, tot timpul asupra noastră stă o presiune psihologică. Noi avem un substrat, că am și eu un proiect și acolo nu este totul ideal. Logic, logic, domnul Osache. Deci a fost acceptat propunerea ca proiectul să fie evaluat cu calificativul excelent. Vă mulțumim, putem trece la examinarea următorului. Da, vă mulțumim. Deci următorul raport este al domnului profesor Ienache. Dumnealui ne va raporta rezultatele obținute în cadrul proiectului cooperativitate cuantică între inițiatori și aplicarea acestea informatică biofotonică avansată. Vă rog. Proiectul se numește cooperativitate cuantică între inițiatori și aplicarea acestora în informatică bioinformatică. Deci eu nu înțeleg cum să mergem pe alte. Marina, cum să-i dăm înainte, înapoi? Ce e cu? Ce-ai făcut? Șarul. Hai să vedem, merge. Domnul Ienache, cu săgeata înainte, înapoi. Săgeata înainte și înapoi. Merge, da? Merge. Deci în proiect sunt 8 întreg și 50 unități. Sunt mulți tineri specialiști. Sunt sub 40 de ani 6 membri. Deci noi lucrăm în domeniu atât fundamental cât și aplicativ, deoarece tematica puțin a fost legată de dezinfecție și de contaminare, noi am prelungit puțin, am introdus mai mult în dare de seamă pe acest an partea aplicativă a proiectului, dar ea conține și partea fundamentală. Partea fundamentală a proiectului a fost publicată în Optics Communication, o revistă de elită în optică, care alege anumite tematici. Partea aplicativă a fost, deci a fost prezentată în 4 conferințe la Optical Society of America, 2 în Congresul de Biofotonică și 2 în Conferința de Biofotonică împreună cu SPIA europeană. Deci aceste conferințe erau urmate de 4 publicații, a câte 2-3 pagini, care trebuiau plătite. Noi am putut plăti doar o singură conferință și am intrat în acest top al invențiilor, deci selectate de Optical Society of America. În baza acestui top de invenții, noi am aplicat această invenție la InfoInvent, unde am luat trofeul și am luat o medalie de argint. Tinerii cercetători au luat trofeul și au luat o medalie de argint. Totodată, publicațiile aplicative le-am introdus în Open Access, o revistă de medicină, Annex Publications, deci asta Annex Publications este un ansamblu
Iar a doua revistă este de biofizică, tot din cadrul Med Publishing. Deci, de ce am publicat în Open Access? Când publici în revistele obișnuite, nu mai ai dreptul să depui, să zicem, brevet sau să depui patent. Aici, în aceste două reviste, noi n-am semnat patent, deci n-am semnat drepturile de autor. Mergem mai departe. Mai departe, deci, astea sunt publicațiile, sunt la număr 6 și grupul nostru, în principiu, tot, cu toate că este destul de mic, lucrăm în trei. Primul grup este de 2-3, eu și Băzgan și Marina, mai lucrăm în teorie, dar ceilalți, de exemplu, Tatiana, Elena, sunt în principiu orientate spre experiment și ele în principiu caută tot mai mult legături, deci l-a pus să deschidem noi posibilități de finanțare, noi posibilități de aplicare. Mergem mai departe. Ce s-a întâmplat ceva, da? Deci, despre ce este vorba? Deci este vorba despre un echipament. Mergem de la jos. Este vorba de un echipament. De un echipament care constă din 6 lămpi ultraviolete și în un mes în care este introdus metamaterial. Ceea ce noi am cercetat anul ăsta din punct de vedere teoretic, am cercetat decontaminarea ca funcție de intensitate. Dacă să vorbim de aceste 6 lămpi, noi putem deci introduce un bec, celălalt stinse, în urmă două becuri, celelalte stinse, trei becuri, celelalte stinse. Deci asta a fost cercetarea teoretică și aplicativă a acestui an. Dar publicațiile de anul ăsta conțin, de fapt, ceea ce noi am făcut anul trecut, fiindcă totdeauna publicația rămâne în urmă, delta T, deci față de cercetarea propriu-zis la acest an. Deci, iată, noi am cercetat fototransformările, deci cum se schimbă, cum are loc dimerizarea ADN-ului. Iată aici este ADN-ul, care conține, iată aici sunt două scărițe, deci adenina se leagă cu timina, guanina se leagă cu citozina și deci formează, iată așa, o scăriță. Dacă sunt două timine alături, iată, aceste două timine poate să formeze legătură între catenele ADN-ului, dar sub acțiunea ultravioletului C, poate să fie rupte și, așa cum este arătat în desenul ăsta, să treacă într-o stare metastabilă, care, de fapt, este o stare violată și atunci, să zicem, virusul sau bacteria nu mai poate să activeze și nu mai poate ataca. Deci, în acest domeniu și s-a propus o teorie. Deci, luându-se în considerație interacțiunea cu câmpul coerent, mă rog, mai jos, deci, iată, aceasta este teoria propusă de noi, deci ea este teorie cuantică, deci asta este starea ADN-ului, deci pură, deci, dar aceasta este starea dimerizată a ADN-ului, sub acțiunea câmpului, acest oscilator, câmpul modifică structura și astfel aceste stări se apropie una de alta și iată se diagonalizează această stare și noi am găsit cum se schimbă energia la această dimerizare sub acțiunea câmpului, intensității câmpului aplicat în efectul Raman. Deci așa teorie este pusă astăzi în publicație. Dar în afară de asta, în revista Research Science and Biological Journal, unde sunt, de fapt, și în redacția acestei reviste, deci noi n-am semnat drepturile de autor, fiindcă lucrarea ne aparține, deci am vorbit despre accelerarea patogenilor. În miezul acesta al decontaminatorului și cum depinde rata de decontaminare ca funcție de accelerație. Deci, iată,
Dar acum, la moment, vara aceasta s-a lucrat la un alt decontaminator care lucrează cu ajutorul laserului în regim de puls, care este mult mai mic, mult mai efectiv, dar are un neajuns. Ăsta e transportabil? Ăsta nu e transportabil. Dacă te duci undeva, să zicem, undeva în altă țară și vrei să demonstrezi un efect, nu poți să iei cu tine laserul de nanosecunde. De aceea, noi poate să trecem la LED-uri de puls, o să găsim o modalitate pentru a minimiza acest aparat. Trecem mai departe. Deci, iată, am găsit anul acesta dependența acestei intensități de decontaminare. Noi lucrăm, substituim patogenii cu deci, drojdiile, cu colonii de drojdie și am găsit această formulă expresie, deci distribuție normală a coloniilor de drojdie ca funcție de mărime și de dimensiune și am construit deci rata de decontaminare ca numărul de colonii ca funcție de intensitate, ca funcție de numărul de lămpi, o lampă, două lămpi, trei lămpi și așa mai departe și am observat dependența aceasta de intensitate. Trecem mai departe. Avem și teorie în domeniul acesta RAMA. Deci, pentru aceasta am participat la o conferință specială E-Quantum, unde am luat și eu o mențiune, unde, în principiu, am expus unele modele noi din informatica cuantică. Și o să vă explic mai jos ce modele noi. Aceasta este... Acesta este experimentul. E bine că puțin s-au schimbat. Deci ceea ce vedem noi după distribuția normală, deci pentru coloniile fungilor de drojdii, iată, ele așa au o distribuție atât când ele sunt mai mari, sunt mai puține, când sunt mai mici, sunt mai multe și atunci iată apare așa distribuții. Noi pe un șampinion de vreo 20-30 am găsit această distribuție. Aceasta, deci, acum vorbesc despre acest corelator. Deci, până acum noi cercetam așa, separat, laserul cu doi fotoni, laserul Raman, laserul cu doi fotoni împreună cu IRMF, tot în optics communication, laserul Raman, tot în optics communication cu Marina Țurcan. Dar acum am separat două subsisteme aparte, deci Raman și doi fotoni, care sunt generate de același subsistem de atomi. Deci sunt două subsisteme cuantice care interacționează între tensiile prin inversia sistemului de atom și am găsit, treceți mai departe, deci funcție, deci trecem mai departe, așa, am găsit Fisher, deci funcția, deci de, am găsit această corelație, s-au introdus niște operatori colectivi între care exprimă, de fapt, generarea unor noi quasi-particule, niște porții energetice egale cu energia bicuantică sau cu energia diferenței dintre stocs și antistocs. Mergem mai departe. Deci ăsta este cazul multimod care tot a fost acceptat. Mergem mai departe. Și toate aceste teorii pot fi dezvoltate pe viitor, deoarece noi avem... Aceasta este... Opriți-vă, rog, aici puțin. Deci asta este informația cuantică Fisher. Ea conține următorul lucru. Dacă dăm defazaj între Raman și raza cu doi fotoni, atunci va avea loc o interferență similară cu interferența în schemele clasice, dar aici această interferență devine maximală atunci când numărul este egal cu numărul de semiunde, dar aici undele nu sunt așa, fiindcă ele sunt formate, undele acestea coerente sunt formate din bimoduri. Deci mai departe, iată, să zicem, în intensitate nimic nu observați, dar în bimod se observă o regulă. Deci această regulă poate fi utilizată în informatică sau, să zicem, în criptografie și mai departe. Iată, sunt, și atunci trebuie să vede interferența dintre doi fotoni și Raman. Trecem mai departe. Cam astea sunt teoriile, deci au fost găsite funcțiile de undă, a fost propus un model foarte frumos, deci de eliminare a operatorilor. Deci, până la urmă, a fost modificat echipamentul de decontaminare, luându-se în considerație
aceleași particule, aerozoli și din fluide, lichide, gaze, au fost bine clasificate și comparate cele trei tipuri de reîmpachetări a structurilor de metamateriale. Ce înseamnă reîmpachetări? În fibre groase se introduc fibre mici, fiindcă dacă utilizați doar fibre mici, lumina este dispersată la suprafață. Și această lucrare a fost acceptată în Journal of Immunology Infection Disease, deci bine apreciată de Congresul Statelor Unite. Deci ea are sediu în India, deoarece mortalitatea este foarte mare în India și da, a fost un nou tip de laser cu corelații cuantice puternice între generatorii de perechi de fotoni și emisia Raman indusă. 50 de pagini am publicat aici, deci da, mă rog, în Optics Communication este 12 cu două anexe. Un model de integrare paralelă a echipamentelor de decontaminare sub formă de matrice, deci s-a propus să se pune, deci să formăm o matrice din aceste decontaminatoare pentru a mări volumul de decontaminare în legătură cu problema COVID care există astăzi în lume. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc. Vă rog ieșiți din acest regim. Și întrebări dacă sunt la subiect sau comentarii, vă rog. Eu am un mic comentariu, nu sunt specialist în domeniul de asta, mi-ar fi greu să mă pronunț da, la subiectele dezbătute, dar obiecția mea se referă la tehnoredactarea raportului. Deci vă sugerez să mai parcurgeți odată textul, fiindcă sunt alineate care se repetă. Apoi, deci, unele alineate lasă impresia că au fost traduse din engleză cu un program de traducere automată. Și iată, eu vă citesc o propoziție. Posibilități de cuplaj a acestor oscilații locale dintre 2, 3, 4 și mai multe tubuline va fi examinat. Deci, aveți vorbitori nativ de limbă română, este un raport asupra unui proiect. Vom lua în considerație, vom lua acesta în considerație, câteodată tubuline, acestea sunt proteine, deci... Nu am obiecții asupra conținutului, repet, nu sunt specialist în domeniu, dar nu se acordă subiectul cu predicatul și ordinea cuvintelor trebuie să fie altă. Vă rog, dacă nu sunt alte întrebări sau comentarii, domn profesor Osache, treceți la... Da, mulțumesc, domnul Macovei, eu tot nu am întrebări. Лично у меня после таких докладов крыша едет, поэтому вопросов нет. Să vedem ce spun experții. Primul criteriu, atingerea scopului și obiectivului. Un expert a apreciat acest compartiment cu 4 puncte, al doilea expert a apreciat cu 3 puncte. Al doilea criteriu, diseminarea rezultatelor. Ambii experți au apreciat cu 4 puncte. Formula de calcul arată coeficientul de 0,28, ceea ce corespunde parametrul criteriul satisfăcător. Al treilea, valoare socioeconomică. Un expert a apreciat cu 3 puncte, al doilea expert a apreciat cu 2 puncte. Formula de calcul arată și că date pentru acest calcul acestui consum foarte puține, deci respectiv corespunde tot satisfăcător în cel mai bun caz. Deci și criteriul 2 și criteriul 3 ca satisfăcător după formula de calcul. Expertul, unul dintre experți, toți apreciază ca satisfăcător, altul ca bine. Al patrulea, deci participarea tinerilor. Ambii experți au apreciat cu 4 puncte. Încă o dată, deci participare 4 puncte și nu, un expert apreciat cu 5 puncte, alt expert apreciat cu 4 puncte. Și ultimul compartiment, colaborare națională și internațională, un expert apreciat cu 4 puncte, al doilea expert tot cu 4 puncte. Expert total.
Un expert a apreciat cu 38 de puncte raportul, al doilea expert a apreciat cu 33 de puncte. Deci se primește în mediu 35 de puncte, este între satisfăcător, este între bine și foarte bine. Doamna Cojocavă. Mulțumesc. Mai avem și datele calculate în baza formulei aprobate de biroul secției care ne duc spre satisfăcător. De asta avem bine, foarte bine și satisfăcător. Dacă facem media din toate aceste trei, ajungem la bine. Și pun la vot această propunere de a evalua raportul prezentat cu calificativul bine. Dacă sunt alte opinii din partea membrilor secției, vă rog să le exprimați. Nu sunt, se aprobă propunerea enunțată. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc la toți. Deci trecem la următorul raport, este al domnului profesor Victor Kravtsov. Dumnealui ne va raporta asupra rezultatelor obținute în cadrul proiectului condus de dumnealui, implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride. Vă rog! Так, уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Меня слышно? Так, сейчас я выведу экран. Да. Хорошо. Так. Видно? Да. Да, все в порядке. Значит, уважаемые коллеги, наш проект направлен на применение принципов инженерии кристаллов и рентгеновской кристаллографии для создания новых материалов. Ну, и он как бы лежит в плоскости проблемы структуры свойства. Только в отличие от структуры, про которую говорил Александр Иванович Гусар, у нас структура подразумевает атомное строение, то есть структура кристаллов на уровне атомов. Вот что-то не двигается. А сейчас, сейчас, сейчас. Значит, сразу я скажу о команде, которая выполняла проект. Всего научного персонала 16 персон, из них 9 докторов наук и 3 молодых инженера. Начинали мы проект, когда у нас было 6 молодых сотрудников, но к концу проекта они постарели, им исполнилось 36 лет, и они уже перестали быть молодыми сотрудниками. Значит, в рамках проекта работают 3 доктората, были защищены 2 докторские диссертации, было полностью защищены, получены дипломы. Одна докторская диссертация закончена, мы заслушали ее на лабораторном семинаре. Значит, мастерская работа, одна завершена, одна продолжается, так же, как и дипломная работа. Одна уже завершена, и одна продолжается. Всего в нашем проекте была вот локализована вот такая сумма 1749,7 миллионов рублей. Не хочет мышка двигаться. Так. Так. Ну, цель проекта, вот всего проекта показана наверху черным, а в синей рамке это цель, те цели, которые мы пытались достигнуть в этом году и как бы в полном соответствии с контрактом. Здесь приведены задачи проекта, они как в контракте, я не буду их зачитывать, поскольку это займет много времени. Ну и мы надеемся, что мы те результаты, которые мы запланировали, мы их и получили. Значит, расскажу немного о научных результатах. Сейчас, извините, плохо мне двигается. Ну, про первый результат, который вот мне нравится, это вот исследование кристаллов, в которые включают в себе люминофорные молекулы, органические молекулы. Это такие плоские тримедазолы. Они сами по себе являются люминофорами, но в кристалле, если они специальным образом расположены, люминесценция сильно возрастает. Это так называемый aggregation introduction emission эффект называется, который люминесценция зависит от
взаимной ориентации таких молекул внутри кристаллов. И, конечно, было заманчиво попробовать управлять от люминесценцией, то есть сдвигать их кристалли друг относительно друга. Но это можно путем присоединения разных заместителей, которые будут менять, конечно, электронную структуру тоже. А можно, допустим, путем создания координационных соединений. Ну и, конечно, здесь тоже будет, кроме эффекта геометрического, вот, который обусловливает aggregation introduced emission, будет вмешиваться электронный эффект, связанный с присоединением к металлам. И вот мы исследовали 14 новых кристаллов, и мы пытались найти вот корреляции между эмиссией и структурой. И в действительности наше исследование показывает, что это можно делать, что в некоторых случаях люминесценция усиливается существенно, в некоторых случаях происходит, она переходит в фосфорлюминесценцию, то есть длительная люминесценция, которая продолжается там вплоть до времен порядка одной секунды. Ну и в действительности это трудно предсказать, потому что здесь два фактора. Есть геометрический, а второй есть электронный, связанный с металлом. И я вот на следующем слайде покажу это. Не хочет ни за что. Да. Кроме цинка и кадмия, мы такую же работу с несколько более расширенным набором молекул выполнили, используя атомы ионы меди-2. И вот в этом случае что произошло? Значит, несмотря на различное расположение этих люминофорных молекул в кристалле, как параллельные, которые вот я обуславливаю с таким взаимодействием, вот здесь вот оно видно на рисунке, так и так называемая Herring-Bond-стыковка, такая в виде елочки, все равно люминесценция пропадает. То есть медь полностью гасит люминесценцию. Это показывает, что вот в данном случае электронные факторы сильно преобладают, там создаются, значит, уровни ловушки, которые полностью прекращают эту люминесценцию. Ну вот, нет, я пропустил. Вот. Ну, у нас было запланировано также получение такие же исследования с лантаноидами, а в частности с Европе. Вот. И вот тут небольшой у нас казус, потому что вот соли Европе дорогие, мы их заказали в начале года, и, к сожалению, аж целых, мы их мало заказали, целых 2 грамма мы получили только 1 ноября этого года, что немножко поздно, и поэтому вот часть этих исследований нам придется перенести на будущий год. На будущий год, и мы их включим в будущий контракт. Здесь интересно тем, что по электронному строению другой металл, и кроме того же в той структуре, которую мы одну получили, видно, что нет прямого взаимодействия металла с молекулой люминофора, и в этом случае, на наш взгляд, электронные факторы должны играть меньшую роль. Но у нас не было вещества для того, чтобы выполнить это исследование. Надеемся, на будущий год мы это сделаем. Другое направление наших исследований связано с получением новых молекулярных магнитных материалов, и в частности, попытка объединить такие большие молекулярные агрегаты в полимеры. Полимеры более стабильные и позволяют с ним манипулировать гораздо интереснее, чем просто с отдельными молекулами. Это называется кластеры. Вот это металлокластеры. Они содержат внутри себя металлическое ядро, в которых атомы металла связаны мостиками атомов кислорода, а обвешано такое ядро, обвешано органическими молекулами, ну, которых изолируют от остальных. То есть кристалли у нас вот такие цепочки, которым такие наноразмерные кластеры, а размер этого кластера примерно 1,5 нанометра, они связаны в бесконечные цепочки, которые параллельным образом ориентированы в кристаллах. Вот тут маленький нюанс вниз, в левом нижнем углу, видите картинку, которая показывает, что этот кластер построен из треугольников, вершины которых находятся атомы железа, да, а вот для треугольника как раз характерна фрустация спина, ну и суммарный магнитный спин этой системы, как было посчитано, равен 2. Следующее наше исследование, это было связано с так называемыми мультикомпонентными кристаллами, которые содержат в себе разные органические молекулы, которые могут разным образом связываться. И вот эта супрамолекулярная архитектура влияет на их люминесценцию.
Ну, эти молекулы, они вообще-то биоактивны. И вот это исследование мы начали, допустим, с точки зрения регуляторов роста растений. А вот люминесценция, она интересна тем, что мы можем потом легко и дешево, не проводя структурный анализ, потом понимать, какой характер взаимного взаимодействия в кристаллах находится в данном полученном веществе. Ну и, наверное, вот по науке последнюю такую большую тему – это вот соединение гексамина кобальта с различными органическими молекулами. Почему это интересно? Вот кобальт-2 и кобальт-3 – это известный так называемый биометалл. И со времен Дорота Ходкин, которая в 1964 году получила Нобелевскую премию за структуру витамина В12, эти металлы привлекают исследователей, и в частности вот эти соединения обладают биоактивностью, а фактически против рака растений. И мы получили ряд этих соединений и исследуем их активность, и в этом году мы получили авторское свидетельство на одно вещество, которое оказалось эффективным против бактериального рака винограда. Следующий сайт – это вот количественные результаты. Вся наша работа, основу составляет это структурные исследования, рентгеноструктурные исследования кристаллов. Мы определяем атомную кристаллическую структуру, а потом мы пытаемся ее связать с свойствами и связать вот структуру атомную кристаллическую со свойствами. Значит, в рамках проекта мы выполнили 63 структурных исследования, то есть была установлена структура 63 новых кристаллических веществ. Результаты были опубликованы. Результаты, вот численные данные нашей публикации вы можете видеть на экране. Это две главы в международных монографиях, 4 статьи в журналах с импактом выше 4, 7 свыше 3, ну и далее, как видно на слайде, и всего 21 статья в журналах с импакт-факторами. Кроме того, 2 статьи были тоже в международных журналах, которые пока без импакт-факторов, не потому что они вот какие-то такие плохие, это очень серьезные издания, Royal Chemical Society of Chemistry и MDPI, просто это молодые журналы, им еще меньше 3 лет, и наверняка через год, через другой они получат импакт-фактор. Все данные по нашим публикациям легко найти на сайте института, который вот хорошо ведется, и можно с ними досконально ознакомиться. Кроме того, было опубликовано 3 просидинга на национальных конференциях, 16 тезисов докладов на международных конференциях, 2 тезиса на национальной конференции. Мы получили 5 бреветов для Ивенции и 6 материалов в салонах Деинвенции. По финансированию. Ну, мы все деньги, которые получили, все мы благополучно и потратили. В основном это, конечно, фонд зарплаты. Немножко мы получили по растворителям, материалам, химикатам, которые нам нужны для получения наших кристаллов. Ну и вот на сервис информационный мы покупаем лицензию на Кембриджскую банку структурных данных, которой весь мир пользуется. И, в общем, структурные данные нельзя опубликовать, если предварительно их не депонировать в эту международную структурную базу. Сейчас в ней находится больше 1 000 000 структур. Мы успешно использовали всю инфраструктуру, которая есть в лаборатории. В первую очередь это дифрактометр, рентгеновский монокристальный X-калибур. Также это дифрактометр для порошков дрон, очень старенький, который висит на ниточке. Ну, базы данных мы используем, кембриджскую, которую мы имеем. Ну и все микроскопы, там реакторы для соло-гидротермального синтеза, для ультразвукового синтеза. Кроме того, мы кооперируемся и хочу поблагодарить вот, значит, лабораторию физико-полупроводников имени Сергея Радуцана и лабораторию материалов для фотовольтаики и фотоники, в которых есть оборудование, которое нам нужно, мы его используем и выпускаем совместные работы.
В этом году, спасибо нашему администрации, институту, был осуществлен замена рентгеновской трубки. Дифрактомик существует больше 10 лет. Трубка потеряла существенно свою интенсивность. И вот, несмотря на ковид и все ограничения, которые были в течение года с поездками, удалось заменить эту рентгеновскую трубку, это дорогостоящее мероприятие. Кроме того, там возникла на дифрактометре критическая поломка, связанная с механическим перетиранием кабеля, который находится внутри габиометра. Дважды приезжал в сервис из Москвы, из Польши приезжал разработчик аппаратов. Ну, к счастью, все удалось починить, и сейчас все работаем. Еще раз хочу поблагодарить дирекцию института и проектный персонал, который очень нас поддержал в этом. И вообще-то наша дирекция всегда идет на помощь, и, наверное, без помощи дирекции, вот материальной, по ремонту, наши бы успехи были бы гораздо скромнее. Значит, ну, мы участвовали в всяких выступках и получали на них медали, дипломы. Вот здесь они приведены на 4 мероприятиях. Евроинвент мы учались, получали там, по-моему, 8 медалей, большинство золотых, дипломы. Значит, тут коллаборация, я вот не вижу, это коллаборация национальная. Извините, у меня мешает планка, я сам не вижу, чего там, куда-то я перемещу. Да. Значит, коллаборация на национальном уровне. Мы тесно очень сотрудничаем и рады этому сотрудничеству с Институтом химии, Государственным университетом, Университетом в Тирасполе, Институтом микробиологии, поскольку у нас мы изучаем биологически активные вещества, а тестировать на биологическую активность мы не умеем, а вот наши коллеги вот в этих институтах умеют. Ну и, конечно же, в нашем родном институте, в нашем институте это сотрудничество очень тесно. Кроме того, мы в этом году тесно сотрудничали, очень тесно с учеными из Румынии, и в основном это из Тимишоара, с которым у нас сложилось очень тесное сотрудничество, и из ЯС, также с Украиной, с Одесским национальным медицинским университетом. Также сотрудничество у нас хорошее и плодотворное. Это сотрудничество, которое подтверждено публикациями в международной печати. То есть сотрудничество более широкое у нас, чем вот блину. Ну вот в этом году публикации совместные были вот с этими организациями, и мы этому очень рады. Вот с Турцией, с Германией. В Германии сейчас магнитные измерения выполняются, у нас нет возможности в Молдове выполнить такие магнитные измерения, и с Соединенными Штатами Америки. Мы принимали участие в конференциях, здесь они перечислили, в 9 конференциях, как национальных, так и международных. Кроме того, вот, ну, основном промоваре проекту это, конечно, публикация, это тезисы, это брилетики инвенции. Но кроме того, есть такая компонента другая, вот я и скажу. Вот мы выступали на телевидении Молдовы и рассказывали о том науке, которую мы делаем в нашей лаборатории. Эту передачу 3 раза показывали, по крайней мере, мы 3 раза ее видели на Первом канале. Кроме того, все данные, которые мы получили, они депонируются в Кембриджский банк структурных данных и доступны во всем мире. Вот для всех, у кого есть такая база, они могут посмотреть, что мы получили, проверить нас. Работа Светланы Баки была помещена в международную электронную энциклопедию, и она доступна по полимерам, основанных на металлокластерах, и она всем доступна. Марина Фонарь выступала гостевым эдитором специального выпуска вот, по комбинационным полимерам с цинком и кадмием. Я показывал одну работу, где мы вот с люминоформой делали комплексы с цинком и кадмием, и благодаря этому у нас это журнал Molecules, это платный журнал, дорогой, там статью, чтобы публиковать, надо 1500 швейцарских франков. А благодаря тому, что она была эдитором, нам удалось 2 статьи бесплатно в этом журнале
опубликовать. Полина Бурош выступала, представляла материал на конференции, посвященной 75-летию академика Ариана Гудни. Марина Фонарь принимала участие в международном воркшопе, посвященном деятельности очень известного кристаллографа и химика Юрия Тимофеевича Слющева, с которым мы сотрудничали долгие годы сотрудничали. Следующий слайд. Ну, в конклюзии я просто хочу сказать, что мы все цели, которые мы заложили в контракте, были выполнены. И еще раз подтверждается, что вот мне кажется, что наше научное сообщество не очень большое в Молдове. И мне кажется, что вот объединение усилий, использование возможностей друг друга очень важно для сохранения здесь науки, для получения более хороших результатов, так как поодиночке, наверное, мы будем ослабевать. Ну вот благодаря научным сотрудничествам мы можем ставить перед собой более сложные цели и задачи. И последнее. Значит, я бы хотел несколько слов сказать. Мы сейчас все живем в условиях ковида. К сожалению, в рамках программы Дестат мы не можем купить вот такие недорогие, в общем-то, вещи, как веб-камеры, наушники, микрофоны. Это мы должны просить институциональный проект. Это небольшие деньги. Но вот у нас в лаборатории недостаточно камер. Там вот есть на ноутбуков, нам не хватает камер. Я не понимаю, почему такие маленькие деньги нельзя, мы из своего проекта не можем потратить вот на эти вещи. Вот как мы сейчас все встретились онлайн. Сколько будет продолжаться ковидная ситуация, мы заранее не знаем. Ну, хотелось бы, чтобы вот это вот закупки как-то были более эффективны, чтобы вот мы нужные нам компоненты не получали в ноябре месяце, а вот как бы желательно было бы чуть-чуть, хотя бы с другой техникой как-то было более неплохо, а вот с этим просто беда, вот мы не смогли справиться. А одолжить этот дорогой химикат нам негде было. И вот такая тема меня волнует. Вот мы заботимся о молодых ученых, мы всячески говорим, что мы их защищаем, что мы их готовим, дипломы, мастерские дипломы. Ну вот сейчас, если докторов наук нет какого-то, я не вижу легального способа, мы же должны заботиться о росте кадров. Значит, они защитили докторскую, надо там 600 лет запланировать. Откуда их взять без ущерба для других участников проекта? Значит, надо снижать премию. Ну, если человек защитился, наверное, надо его уже перевести из научного сотрудника в старшего научного сотрудника. Откуда взять деньги? Суммарно небольшие, но если мы не обеспечим рост кадров, они разбегутся, они и так убегают. А если он как был научным сотрудником, вот он уже доктор наук и остается научным сотрудником. И я также хотел бы сказать, что вот как-то вот до сих пор странно, у нас нет доступа к международной печати, у нас нет официального электронного доступа к основным ведущим научным журналам. Да, мы пишем, просим друзей или знакомых из-за рубежа, они нам присылают все, но это неудобно. Желательно иметь на рабочем столе, быстро просматривать то, что делается в мире, а у нас такого официального доступа нет. Нет доступа к ведущим научным журналам. И последнее, что я хотел бы сказать, дело в том, что у нас институт метеорологической направленности, и практически все лаборатории, кроме чисто теоретических, пользуются порошковым методом, дифракционным порошковым методом. У нас этот прибор есть, ему больше 45 лет, он разваливается. Мы вот молимся на него, но пойдет сколько-то время, он обязательно сломается. Чинить его невозможно, никаких компонентов для него уже нет. Надо все-таки подумать, если мы хотим продолжать тему. Вот сегодня показывали дифрактограммы, которые, вот, я не понял, Инаки показывал, по-моему, дифрактограммы, еще кто-то показывал, чтобы в институте появился такой прибор. Мне кажется, это важно для всех лабораторий, которые, кроме, наверное, чисто теоретических. Ну и в заключение, это, наверное, все. Я хочу поблагодарить, во-первых, я хотел бы очень поблагодарить всех своих сотрудников за их самоотверженную работу в этом году. Очень хорошо, особенно ведущие научные сотрудники. Их надо было просто просить остановиться, немножко отдохнуть, как они старались работать. Ну и хотел бы особо отметить Полину Николаевну Бурош, доктора, которая очень много вложила труда вот в подготовке вот того письменного отчета, который мы представили. Спасибо всем за внимание. Да, мулцвеск, вы рог, дака вец întrebări, комментарии, ла субъект, вы рог. Eu am o întrebare, domn director, dacă se poate. Господин Кравцов, вы упомянули Кембриджскую базу данных по кристаллографии. Она с открытым доступом?
Какой журнал? Кембриджскую базу данных. Она открыта для тех, у кого, кто эту лицензию купил. Вот я когда говорил, как деньги потратили. Мы 3500 лей, а это очень маленькие деньги, потому что Молдова, для Молдовы десятикратная скидка. То есть это для нас она стоит примерно 150 фунтов стерлингов, для немцев она будет стоить 1500 фунтов стерлингов. И мы ее каждый год покупаем, эту лицензию. Если это вы заинтересованы, приходите к нам, пожалуйста, и у нас в лаборатории доступ для всех будет открытым. Спасибо. Я также хотела прокомментировать, я об этом уже говорила, но повторю еще раз. Вы подчеркнули проблемы, которые возникли с покупкой каких-то там мелочей, типа веб-камер, микрофонов и так далее. Значит, в октябре этого года было пересмотрено решение правительства о том, что разрешается, что не разрешается покупать из таких проектов. И было внесено изменение в это решение правительства, согласно которому оборудование малой ценности будет разрешено покупать из проектов. Поэтому большое спасибо. Это очень эта приятно. Проблема практически снята. Ну, честно, я не знаю бухгалтерскую классификацию, что такое малая ценность, то ли до 100 тысяч лей, то ли до 20 тысяч. Но да нет, здесь речь идет о нескольких тысяч. Веб-камеры и микрофоны укладываются в это. Далее, очень ценное предложение вы сделали в связи с необходимостью иметь возможность обеспечить рост кадров. Мы внесем это предложение в отчет по состоянию науки и отдельно обещаем поговорить с руководством АНЧД в том случае, если руководитель проекта предоставляет обоснование, что да, вот защитил человек диссертацию, должна быть выплачена надбавка, чтобы такая возможность небольшого увеличения финансирования проекта была предусмотрена. Далее, как они решат, но мы такое предложение внесем. Да, спасибо большое. И по поводу доступа к ведущим научным публикациям. Это большая проблема. С ее уже неоднократно поднимали. Ну, вы знаете, что это стоит очень дорого. Была попытка договориться со Скопусом, прошу прощения, договориться с издательством Elsevier, что в принципе одно и то же, о предоставлении подписки на некоторые журналы. Тогда были деньги из одного международного проекта, в котором участвует организация РИНАМ, они готовы были на это потратить. Предложили подписку за 50 тысяч евро на ряд журналов. Когда мы посмотрели список этих журналов, ну, в общем, поняли, что это не то, что нам нужно. То есть был некий период тестирования, и об этом были проинформированы института. Не могу поклясться, что все, поскольку не мы этим занимались. И, в общем-то, желающих посмотреть журнал, допустим, по астрофизике было не так много. Ну и другие такого же рода. Поэтому то, что мы предпринимаем сейчас, Академия наук, Совет директоров, значит, мы готовим обращение в министерство
образование и исследование, или образование и науки, я не знаю, как переводится правильно, рассмотреть возможность такой подписки для всех научных учреждений страны, централизованной подписки, потому что ни один институт эти суммы не одолеет. Это все стоит очень дорого. Ну, может быть, какой-нибудь институт может позволить себе выписать 1-2 журнала, но не более того. А на самом деле нужно больше, нужен доступ к базам данных. Вот со стороны Академии наук мы попробуем, то есть не то, что попробуем, мы твердо эту идею будем продвигать, но опять же не мы распределяем финансы, поэтому мы можем оказать только поддержку. Ну, конечно, ну как в Библии говорится, стучите и откроется. По крайней мере, надо стучать. Да, по крайней мере, ну, нужно в очередной раз сформулировать эту проблему. Нам она прекрасно известна. Еще с тех времен, когда централизованно подпиской занималась, когда институты были в рамках Академии наук, и подпиской централизованно занималась библиотека. То есть проблемы возникали и тогда, а сейчас просто подписка на ведущие издания не существует. То, что есть в свободном доступе, это не всегда то, что мы бы хотели прочитать, узнать. Есть маэстро проблемы. Форте мультиревистика с кубанцев, este apoi cercul și atunci este o problemă la competiție. De exemplu, între trei coautori de la Apus, trei coautori din Moldova, acela plătește, lucrarea trece. De ăsta din Moldova, noastră, luați în considerație că ăsta nu are bani. Și atunci, la formula aceea noastră, ați introdus faptul că autorii sunt doar din Moldova și nu sunt din Germania și din Franța. Eu asta vreau să vă zic, noastră, că la formula noastră noi toți suntem din laboratorul optică cuantică și procese cinetice. Și băieții cei cu nemții împreună, cu francezii împreună, cu americani împreună. De ce n-ați împărțit textul la numărul de autori? Doamna președinte. Nu, în primul rând eu n-am împărțit. Nu, apoi spuneți și se împarte și noi când am împărțit, s-au primit o propoziție. Și o propoziție, acum împărțiți în factorul 10 la 10 autori, și iarăși obțineți două propoziții. Da. Domnul Ionache, noi am spus de la bun început și repet încă o dată, această formulă a fost examinată de către membrii biroului secției. Deci, la varianta inițială care au fost propuse anumite, da, posibilități de modificare. Deci au fost luate în considerare. Și membrii biroului secției sunt tot reprezentanții ai institutelor de cercetare. Propunerile se împart la numărul de autori cu clasificare că ăștia sunt de Moldova, ăștia sunt de Sticotare, nu a fost. Dumneavoastră înaintați acum această propunere, noi ne-o notăm, vom discuta. Da, de mult o propun și vă rog să o introduceți. Deci noi vom pune în discuție. Introducerea nu depinde de mine personal sau de colegul meu, domnul Ursache. Deci a fost o decizie a biroului secției, o putem circula și mai pe larg, dar cum a remarcat domnul Ursache, deci astfel de formulă trebuie să fie totuși. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră prin această metodă distrugeți entuziasmul tinerilor din Moldova. Fiindcă ei vor să iasă cu ceva slab, din atent și de acasă, așa, producția lor. Și nu o pot pune pe piață. Domnul Ianache, când aveai lucrări comune cu italienii, cu colegii din România, nu ridicai problema asta. Domnul director, vă rog să întrerupeți și să discuți.
Fiindcă noi trebuie să terminăm la ora 2, da, dar mai avem încă un proiect. Discuțiile astea sunt inutile la... Da, vă rog, atunci trecem direct la evaluarea proiectului. Vă rog, domnul profesor Sache. Da, mulțumesc. La toți. Mulțumesc. Простите, можно один комментарий? Да, пожалуйста. Я хотел бы подчеркнуть один момент из доклада Виктора Кравцова, который касается, будем так говорить, выступлений в печати, выступлений по телевидению. Это очень важное. Дело в том, что про молдавскую науку общество сейчас практически ничего не знает. Мы от этого уходим. А это в итоге очень плохо сказывается на нашем финансировании. И что же я сегодня услышал, единственный фактически доклад, в котором, так сказать, достаточно это хорошо было представлено, это докторат Виктор Христович Кравцова. Спасибо. Bine, vă mulțumesc. Dacă alte comentarii sau întrebări la subiect nu sunt, atunci vă rog, domnul profesor Usachi, despre evaluarea. Da, mulțumesc. Mulțumesc, eu să fiu mai succint, fiindcă am spus că la ora 2 trebuie să terminăm și mai avem un proiect. Deci, pe primul criteriu, atingerea scopului. Un expert apreciat cu 5 puncte, al doilea expert apreciat cu 4 puncte. La diseminarea rezultatelor. Un expert apreciat cu 5 puncte, al doilea expert apreciat cu 4 puncte, adică al doilea expert apreciat ca foarte bine. Dar formula de calcul arată un coeficient de 1,17, este clar excelent. Deci, din nou, vreau să spun că fizicienii cred că sunt cei mai exigenți experți. La valoarea socioeconomică. Deci, ambii experți au apreciat cu 4 puncte. Formula de calcul arată parametrul 0,37, ceea ce corespunde foarte bine. Deci, este o concordanță totală între toți trei. Participarea tinerilor. Un expert apreciat cu 5 puncte, alt expert apreciat cu 3 puncte. Din nou, cred că acest expert este mai exigent, fiindcă numărul, deci ponderea tinerilor este de 25 de proiecte, de procente posibil ar putea fi apreciat cu 4 puncte. Ei, dar asta e opinia expertului. Și ultimul compartiment, colaborarea internațională. Din nou, un expert apreciat cu 5 puncte, al doilea expert apreciat cu 4 puncte. Deși am văzut în raport că colaborarea internațională este destul de vastă. Deci, în final, un expert apreciat cu 41 de puncte proiectul, al doilea expert apreciat cu 38 de puncte. În mediu se primește 44 de puncte, adică este între foarte bine și excelent. Dar eu menționez din nou, ca și în cazul proiectului domnului Cusar, că formulele de calcul arată că acesta este unul dintre cele mai bune proiecte din cele 35 de proiecte. Doamna Cojocală. Mulțumesc. Deci avem deja precedente cu astfel de situații. Eu pun la vot formularea de apreciere a acestui proiect cu calificativul excelent. Mă adresez către membrii secției prezenți la ședință să-și expună opiniile dacă sunt diferite de această propunere. Nu sunt, deci se acceptă calificativul excelent. Vă mulțumesc. Ok, vă mulțumesc. Acum trecem la următorul proiect care este al meu și va fi în ceea ce urmează voi raporta asupra rezultatelor științifice obținute asupra proiectului tehnologii cuanti hibride avansate. Menționez încă o dată că avem două proiecte în jumătate de oră. Da, acuși trecem. Se vede, da? Da, se vede. Ok. Deci, raportul a fost menționat. Deci, începem cu date generale ce ține despre oamenii care au executat acest proiect. Avem 9 unități pentru personal științific, tineri sub 35 de ani sunt 4, doctoranzi 1 plus 1, ceea ce înseamnă că sunt la ani diferiți, și alocațiile financiare le vedeți.
Cu toate că este scris 100% realizate, deci majoritatea acestor bani sunt la salarizare, avem 30 ceva de mii la deplasări care nu s-au putut efectua și vrem să le schimbăm articolul și încă la momentul de față nu s-a reușit. Adică aproape 100%, deci a fost realizat. Deci de menționat că toată majoritatea sumei care se obține pentru cercetare este de fapt salarizarea și menținerea blocului, adică pentru, dacă vorbim de institut. Planul calendaristic la etapa acestui an, noi am preconizat să dezvoltăm un model teoretic al unui senzor cuantic care este bazat pe efectele cuantice care apar la interacțiunea moderat de intensă radiație laserului cu un sistem de oglinzi vibrante sau diferite nano-rezonatoare mecanice vibrante. Deci, de ce anume modelul teoretic? Noi facem deci, calcule analitice și este deci, doar lucrul teoretic. O problemă care apare la senzorii aceștia care sunt foarte sensibili, anume la acele dimensiuni unde efectele cuantice sunt importante, relevante, este că vibrațiile acestor dispozitive în principiu sunt foarte mari. De aceea, la unele anume. Și de aceea noi ne-am gândit cam ce am putea noi face din punct de vedere teoretic să propunem ca să facem ca dinamica acestor vibrații să fie prelungită, adică în timp ele să existe, ca astfel încât s-ar putea de efectuat și măsurările dacă e să vorbim de aplicații și atunci vor crește senzibilitatea unor astfel de dispozitive. Și ca primul rezultat este controlul dinamic cuantic a sistemului de vibrații. Ne-am luat cel mai simplu dispozitiv, deci o bară nanomecanică care oscilează. Deci pe ea este depus un sistem, un imitator care are două niveluri, iar frecvența de tranziție este modulată cu câmpuri electrice sau electromagnetice care sunt în afara de rezonanță. De menționat că tranzițiile optice sunt de ordinul 10 la 15 Hz, iar vibrațiile ar putea fi de ordinul terahertz și mai mici. Tot sistemul acesta se află și într-un rezonator optic, unde toate pierderile sunt luate în considerație. Deci rezultatele deja sunt, o să le vedeți acum, și manuscrisul este pregătit și în cel mai apropiat timp va fi trimis în redacție. Deci trecem direct la subiect. Iată ce vedeți dumneavoastră, sunt vibrațiile fononice a acelui sistem cu două nivele, deci sistemul excitat se cuplează și cu vibrațiile bare nanomecanice, dar dacă ar fi o moleculă, atunci cu vibrațiile moleculei care sunt propriu-zise incorporate. Deci sunt două curbe. Una este cea verde, este fără modularea frecvenței de tranziție, iar cea albastră este cu modularea frecvenței de tranziție. Și observați că cea verde, care este fără modulare, atinge foarte repede, deci starea aceasta staționară, adică deci noi nu observăm sau nu putem să nu reușim să luăm măsurările, dar cea albastră care are loc în cazul modulării frecvenței de tranziție, deci încă un anumit timp, deci acești fononi sunt în acțiune. Și deci iată, prin modularea acestei frecvențe de tranziție, noi putem modifica sau într-o careva măsură controla dinamica cuantică a fononilor, adică timpul de viață a fononilor. Deci acesta este unul din rezultatele principale care noi le-am fost incluse în acel manuscris și trimasă și respectiv propuse spre examinare. Aceste modulări poate fi făcute prin diferite metode, chiar și prin multiple frecvențe de modulare. De ce se obține această modulare? Este că în afară că noi controlăm timpul de viață a fononilor, însă și timpul de viață a fotonilor poate fi controlat. Deci acesta este timpul de viață a stării excitate a celui emițător cu două niveluri. Curba verde este fără modularea tranziției de frecvență de tranziție,
iar cea albastră este în cazul modulării. Și vedeți o diferență foarte, foarte enunțată. Și deoarece fononii se cuplează cu starea excitată, iar starea excitată este modificată datorită vibrațiilor, atunci însă și timpul de viață se modifică. De ținut cont că aceste sisteme optomecanice se folosesc ca senzori de masă ultramici, adică de ordinul 10 la minus 20 kg, de exemplu. Forțe ultraslabe, iar 10 la minus 10, 10 la minus 15 și mai mici newtoni, sau deplasări de ordinul 10 la minus 14 metri. Adică cam asta ar fi, adică anume așa dimensiuni unde efectele cuantice sunt importante. Și deci noi presupunem sau încercăm să demonstrăm că, uitează, controlând timpul de viață a vibrațiilor, ne-ar ajuta să creștem aceste sensibilități. În afară de aceasta, noi am mai calculat și statistica celor fononi și atât în stânga este cu modularea fononilor, frecvenței, în dreapta curba verde este fără modularea frecvenței. Și uitați că, în principiu, timpul, adică statistica quasi coerentă, adică când G2 este în jurul 1, deci acei fononi pot fi mai mult timp chiar și coerenți sau aproape coerenți. În curba albastră, vedeți că curba, în principiu, este în jurul la 1 încă mult timp. Ceea ce este mai puțin observabil în cazul când frecvența de tranziție nu este modulată. Și, deci, mergem mai repede să reușim și celălalt proiect. Deci, vom trece la următorul rezultat care a fost publicat anul acesta, este cum entanglarea sau corelațiile cuantice dintre doi emițători ar putea fi modificată sau cât este de sensibilă la fluctuațiile termice. Și atunci acum este foarte relevant așa aplicații cum ar fi creșterea, deci un fel de termometru cuantic, adică cam să ne arate temperatura în microlume, știți că de obicei temperatura este un parametru macroscopic, așa, dar iată se pun și la sistemele microscopice. Deci ceea ce am obținut noi, am calculat o mărime fizică care ne descrie cât de entanglate sau cât de corelate sunt acei qubits și anume discordul. Dar pentru a nu intra în detalii, menționăm doar că această mărime, dacă este diferită de zero, atunci avem entanglare, adică avem corelații cuantice. Și iată diferite parametri de interes, diferite curbe și noi am demonstrat că aceste curbe sunt foarte sensibile la temperatura mediului înconjurător. Adică și în cazul ăsta, la o cuantificare sau la o gradare respectivă, am putea și să determinăm și cam care ar fi temperatura mediului înconjurător. Deci un alt rezultat care a fost pus sau care a fost demonstrat, de fapt, deci s-a mai vorbit și anterior de alți raportori, deci acest rezultat a fost prezentat ca anul trecut era în plan, dar a fost publicat anul acesta, deci s-a pierdut, nu că s-a pierdut, dar s-a lucrat timp pentru promovarea și răspunderea la cei, etc. Deci eu am să trec repede cu acest rezultat. Deci este, problema e cum să convertim fotonii optici în fotoni în domeniul microundelor sau terahertz. Cu aceasta folosim iarăși un sistem cu două niveluri, pompat laser, adică la frecvență optice, însă datorită dipolurilor permanenți care are nivelul excitat și nivelul de bază, el se poate cupla, acest sistem se poate cupla cu un rezonator optic, de fapt care are frecvență în domeniul microundelor sau terahertz. Și iată, noi am arătat că putem converti și am calculat și numărul mediu de fotoni în domeniul terahertz sau microunde sau microwave în modul acelui rezonator. În stânga este numărul de fotoni, deci la 2, 5 este numărul de fotoni mediu. Dacă îl înmulțiți cu pierderile cavității, atunci vă dă numărul de fotoni în secundă. Așa, în dependență cât e pierderea cavității, deci puteți aveți sute mii de fotoni pe secundă în domeniul terahertz. Și în dreapta este corelațiile cuantice acestor fotoni. Și la subiect
s-a vorbit cu, se vorbea acum despre cu autori din Moldova, nu din Moldova, în reviste cu bani, fără bani. Uitați-vă, deci rezultatele au fost publicate în Physical Review ei, care este o revistă foarte bună, cotată atât în vest cât și în est. Sunt cu autori doar din Moldova și nu a costat nimic publicarea în aceste reviste. Adică sunt o mulțime de reviste bune care te publică gratis. Nu ar fi etic la, în contextul Republicii Moldova, să dăm noi 1000 și ceva de euro pentru o publicație ca să ți-o facă doar open access. Deci asta este părerea mea. Deci foarte bine te poți publica în reviste foarte bune, cu autori doar din Moldova sau și în colaborare, fără să plătești bani. Asta a fost doar o părere personală. Și în rezultat, în concluzie, am arătat că dinamica numărului de vibrații coerente se modifică considerabil la modularea frecvenței de tranziție și am arătat că intanglarea unei perechi de qubits este sensibilă la variațiile temperaturii termostatului. Deci dacă vorbim despre rezultate cuantificabile, deci articole în reviste cu factori de impact este 4, dar mai este una acum recent. Deci sunt 5. În articole în alte reviste este unul, în reviste naționale încă unul. Au fost 3 rapoarte la conferințe, dintre care 2 la conferința bine organizată de Universitatea Tehnică în colaborare cu Academia de Știință, unde au fost prezentate 2 rapoarte. Și ca un alt rezultat este susținerea preliminară a tezei de doctorat a domnișoarei Alexandra Mârza, care va fi pe 20 decembrie 2021 la Școala Doctorală a Universității de Stat. Printre altele, Alexandra Mârzac a plecat în Germania. Deci asta este, iarăși, discuțiile anterioare despre exodul tinerilor și dacă nu se iau anumite, nu că măsuri se ții cu forță, dar nu se face ceva ca acești tineri să fie bine, să simtă bine la noi, deci, cum a spus și domnul Acancian Culiuc, riscăm să fim martori la apusul soarelui în sensul direct al cuvântului. Deci, colaborări științifice, foarte bine, la ultimul timp lucrăm cu grupul domnului profesor Aurelian Isar de la Institutul Național de Cercetări, Cercetare Rezultare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Holubei și facem cercetări comune în domeniul opticii cuantice, publicații și vizite comune. Respectiv, avem și colaborări în vest, dar anul acesta nu avem publicații comune. Când o să fie, o să le menționăm și pe acelea. Deci au fost realizate etapele care au fost preconizate, rezultatele au fost prezentate atât în publicații cu impact factor cât și la conferințe. În afară de acesta, suntem aproape de finisarea, adică a tezei de doctorat, care va fi susținere preliminară. Colaboratorii grupului predau lecții la universitate, inclusiv liceu, adică ceea ce noi încercăm să vizualizăm și mai mult aceste rezultate. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci acestea au fost rezultatele care am vrut să le expun în cadrul acestui proiect. Deja dacă aveți întrebări, comentarii, vă rog. Eu vreau să vă mulțumesc, domnul director, pentru modalitatea de prezentare foarte concisă. În raport aveți o serie de propuneri, obiecții la modalitatea de raportare, organizare a audierilor. Nu le punem în discuție acum, dar vă promit că vom lua act de tot ce ați indicat în raport. Vă mulțumesc. Vă rog, dacă nu sunt alte comentarii sau întrebări, vă rog, domn profesor Usache, evaluarea expertului. Da, mulțumesc. Deci, la primul compartiment, atingerea scopului obiectivelor, ambii experți au pus câte 5 puncte, adică excelent. La a doilea, diseminarea rezultatelor. Deci, un expert a pus 5 puncte, altul a pus 4 puncte, formula de calcul arată parametrul 0,35, ce corespunde bine, dar, după cum a spus și domnul director, a mai apărut o lucrare în revistă Factor de Impact și deoarece proiectul nu este de o valoare financiară foarte mare, asta o să ducă la creșterea coeficientului, deci ceea ce o să fie aproape de evaluarea care au dat-o experții. La valoarea socioeconomică, deci un expert a apreciat cu 4 puncte, altul a apreciat cu 3 puncte, formula de calcul nu poate fi aplicată deoarece este un proiect fundamental teoretic.
și participarea tinerilor. Un expert apreciat cu 5 puncte, altul apreciat cu 4 puncte, dar ținând cont de faptul că este și o teză care acum va fi susținută, cred că 5 puncte este excelent. Și ultimul compartiment, colaborarea, un expert cu 5 puncte, altul cu 4 puncte, deci în general. Un expert apreciat cu 48 de puncte, alt expert apreciat cu 42 de puncte și media este de 45 de puncte. Este între foarte bine și excelent, doamna Cojocaru. Da, după cum am spus, în toate precedentele de acest fel care le-am avut, pledăm pentru calificativul cel mai înalt, pun la vot evaluarea cu excelent. Dacă sunt alte opinii pentru membri, de la membrii secției, vă rog să le exprimați. Acceptăm. Nu sunt, acceptăm excelent. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc la toți. Deci trecem la ultimul proiect care este al doamnei doctor Habitat Elena Achimova. Noi ne va vorbi despre rezultatele, de fapt, preliminare, că acest proiect a început anul acesta, este era netru, și noi ne va vorbi despre ce rezultate sunt la etapa actuală. Vă rog, doamna Achimova. Vă rog să nu ieșiți din 10 minute, fiindcă noi la 2 trebuie să terminăm. Da. Doamna Achimova, dați, пожалуйста, 10 minute. Пожалуйста. Вы видите мою презентацию? Да, видна моя презентация? Пока нет. Сейчас. Вот не взглянула. Нормально. Видно? Да, да, ну маленькая. Можно чуть-чуть увеличить, если хотя бы на этом. Дамна Кимова, видно, давайте, пожалуйста. Вот все, нормально. Отлично. Да. Значит, это наш проект в рамках программы «Эронет-РУС+.» И называется он «Поляризационные дифракционные элементы до базе наноструктуры скликогнидных стекол и азополимеров. Моделирование и применение». Наши партнеры в этом проекте – это мы, наш институт прикладной физики, координатор проекта, университет Штутгарта, институт технической оптики, партнер, и университет Самары – это наши партнеры в этом проекте. Ну, должна сказать, что он начат в мае месяце этого года, поэтому за полгода это как бы предварительные результаты. Это наша команда, 8 человек, из которых трое молодых, и деньги, которые были в распоряжении в этом году, которые мы все, конечно, благополучно потратили. Задачи, которые стояли на этот год, это было получение азополимеров, ну, новых, потому что эти составы, полимер плюс азокраситель, они могут быть новые, и, в общем, мы ищем наиболее оптимальные для нас составы, и главное получение тонких пленок из этих материалов, потому что нам необходимо именно в таком виде эти материалы. Затем, так же, как и наноструктуры из халькогенидных стекол и селена, и изучение анизотропии, которая получается в этих материалах и структурах. Ну, по поводу, значит, результаты, которые мы получили, это были получены новые азополимеры, исследованы их, во-первых, структура и свойства. Но по поводу свойств, значит, мы купили вот новый прибор, поляриметр, который позволяет изучать непосредственно анизотропию в материалах, то есть изучать эллиптичность материалов, азимут, то есть наклон оси, соотношение обыкновенного и необыкновенного показателей преломления. И вот как раз была собрана установка для того, чтобы можно было это изучать, была освоена программа для получения этих всех характеристик анизотропии в изучаемых материалах. И вот это характеристики, которые были получены, это изменение азимута при изменении угла падения, угла имеется в виду угол наклона поляризации,
у изменения угла наклона поляризации падающего луча, как и меняется анизотропия, вызванная в этом материале. И также, как и вот на нижнем графике, это изменение эллиптичности, то есть соотношение двух осей показателя преломления. Дальше была собрана установка, которая на базе микроскопа голографического, но была добавлена еще одна длина волны для того, чтобы мы могли смотреть различные материалы. Нам нужно смотреть на пропускание, поэтому материалы должны пропускать эти длины волн, и халькогенидные стекла во многих случаях зеленые 0532 длин волн не пропускают. Значит, был добавлен еще один лазер гелий-неоновый. Ну и, соответственно, все поляризационные элементы, все вот эти кубики, они все должны уже были быть рассчитаны на две длины волны. Вот такая установка тоже за эти полгода была собрана. И была разработана программа для того, чтобы можно было управлять, переключать эти две волны на этом микроскопе. Тоже мы сами эту программу разрабатывали на базе LabVIEW. И были получены первые результаты по исследованию вот наноструктур на основе сульфида мышьяка и селена, где видно, что слои, которые мы получаем, у них очень хорошее оптическое качество. И видно, что, допустим, для 633 нанометра у нас получается более не то что точная, а с большей действительно точностью картина поверхности, чем при 532 нанометра. Это публикации, которые были в этом году. Одна была в журнале Optics Letters, это с высоким для наших, мы вообще, как бы наше направление, это высокий impact factor. И потом были доложены на конференции в Самаре, были доложены результаты наши, и на конференции здесь у нас в Кишиневе международной по биомедике. Были, и все, значит, доклады на конференциях были устные доклады. Вот весь. Да, вам мулțumesc, doamna profesor Akimova, pentru rezultatele, pentru prezentarea succintă. Deci, vă rog, dacă aveți întrebări sau, dar repet, deci proiectul a început doar câteva luni în urmă, deci poate trecem, deoarece ora 2 este deadline-ul, deci trecem direct la raportul, la evaluarea experților, dacă au fost. Domn profesor Ursa? Da, mulțumesc, domn director, deci într-adevăr este un proiect care de regulă noi nu le audiam, le audiam doar rapoartele finale, acum este la primul an, și este doar jumătate de an, de asta eu nu o să dau citire integral a avizelor experților, spun doar că punctajul mediu acordat de către experți este de 43 de puncte, ceea ce corespunde deci, evaluării foarte bine. Doamna Cojucaru? Da, membrii secției acceptăm calificativul foarte bine. Da, deci se acceptă aceste. Da. Calificativ. Vă mulțumim. Domn director? Da, vă mulțumim la toți. Deci cu această notă, aia să zicem, această notă bună sau foarte bună, deci mulțumim la toți cei care au fost prezenți la prezentarea rezultatelor obținute la Institutul de Fizică Aplicată. Ne-am evaluat cu succes și mulțumim secției pentru și referențelor pentru jobul care l-au făcut. Acum urmează, deci pentru doar informația pentru studii fizică aplicată, urmează ca rapoartele în 3 exemplare pe hârtie să le prezentați până luni în direcție cu semnături ca noi organizați să le ducem la secție la Academia de Știință a Moldovei. Vă mulțumesc încă un moment, domnul director. Eu rog pe domnul Cojocaru ca să colecteze toate prezentările în PowerPoint și să mi le trimite ca să le avem la secție. Ok, deci da. Da, și respectiv, stimați colegi studii fizică aplicată, trimiteți, vă rog, și prezentările PowerPoint la domnul secretar. Deci până luni, 3 exemplare pe hârtie cu semnăturile colectate și rapoartele Word PDF plus prezentarea PowerPoint la domnul Cojocar. Vă mulțumesc!
Dacă... Da, încă o dată felicitări Institutului de Fizică Aplicată, sincere mulțumiri și aprecieri conducerii instituției pentru munca care a efectuat-o pe parcursul anului în general și pentru organizarea acestor audieri în particular. Vă mulțumim, vă dorim succese pe viitor, aveți grijă de dumneavoastră, multă sănătate. Da, vă mulțumim, mulțumim, doamne Psin. Deci, stimați colegi, o zi bună și...